Salutare și bine ați revenit la Mintea lui Tetelu. Astăzi am în mâine o carte care a apărut practic ieri. Noi când vom fi apărut deja, vor fi trecut 4 zile, dar eu am primit cartea ieri, am citit-o, nu am frunzărit-o, am făcut și fișe, dar tot sunt intimidat. Acum suntem împreună, da? Suntem cu Mihai Netea, care tocmai a scos cartea O istorie genetică, în paranteză, incompletă a românilor. Cred că un lucru așteptat de mult timp, un lucru care ne poate oferi niște răspunsuri la câteva întrebări importante despre noi, pentru că încă ne căutăm rolul pe glob, în țară, încă nu știm exact cine suntem, cât suntem, cum suntem, dar aici avem o bază foarte serioasă și am admirat cartea, că este o contribuție și o combinație între genetică și foarte multă istorie. Mihai Netea. Ne tutuim? Absolut. Bine. Hai să vorbim mai întâi despre tine și apoi vorbim și despre carte și apoi vorbim despre români. Și după aceea vorbim despre univers. Ce căutăm noi în univers? Da, cam asta ar fi miza discuției noastre și să vedem cât de buni suntem sau cât de normal suntem în raport cu ceilalți și cine suntem noi, din ce bucățele suntem noi făcuți, ca să știm, să putem să răspundem la întrebarea: noi când mergem în străinătate, se vede că suntem români sau nu se vede că suntem români? Suntem la fel ca vecinii noștri sau suntem diferiți? Deci, Mihai Netea, te rog să te prezinți. Mulțumesc de invitație, în primul rând. Deci eu sunt Mihai Netea, sunt născut acum 53 de ani, practic, în Cluj, unde am făcut și facultatea de medicină. Am terminat-o în 1993 și apoi împreună cu soția mea, Romana, am plecat în Olanda ca să ne facem studiile doctorale, practic. Noi când am terminat facultatea, în anii 90 era foarte greu de făcut cercetare științifică și noi am vrut să facem un doctorat și o cercetare științifică serioasă, deci ne-am dus să ne facem doctoratul, eu în imunologie, soția mea în endocrinologie, în Olanda, unde după aceea am continuat prin studiile clinice, suntem amândoi interniști și lucrăm la Spitalul Universitar din Olanda și de acolo mai departe am început să facem tot mai mult cercetare și cercetarea încă este în special, bineînțeles, despre diferite boli și așa mai departe, dar în ultimii 10 ani s-a continuat practic cu și s-a întrepătruns cu pasiunea mea pentru istorie, trecând spre genetica populațiilor și mai apoi această carte. Mai scrie ceva aici. Ai simțit din priviri că vreau să intervin. Membru al Academiei Regale pentru Științe și Arte Țările de Jos. E important? Mi se pare că ai încercat să fii prea modest, nu? Nu. Ce înseamnă asta, deci, pentru un cercetător român? Ce înseamnă? Care este relevanța acestei mențiuni de pe copertă? Cred că este important, dar poți să descrii un pic? Fă-ne mândri că suntem români, da. Ca să-ți pleacă, tot vorbim despre români. Da. Deci, noi trebuie să fim mândri că suntem români, nu din cauza mea, ci din cauza multor altora dinaintea noastră. După părerea mea, orice fel de mențiune sau titlu sau așa ceva este relativ puțin important. În același timp este important, fiindcă cei cu care vorbești, practic, te ascultă ceva mai atent când ai ceva de spus, deci ai șansa, practic, să ai un cuvânt mai puternic de spus, să faci ceva mai mult și așa mai departe, pur pentru, să zic așa, faimă sau așa ceva, după părerea mea, nu este deloc important. Hai să îți propun următorul lucru și să facem chintesența acestei discuții și am să te întreb în felul următor. Mâine, asta înseamnă duminică. Da. Când noi vom fi apărut deja, vor fi fost deja 3 zile de când cartea s-a lansat la Bookfest. Cartea este editată la Humanitas și mâine te vei întâlni cu publicul. Da. Ce le vei spune? Ți-ai pregătit deja ceva? Pentru că aș vrea să începem cu concluzia în această discuție despre cartea ta. Aș vrea să începem cu concluzia. Ai o concluzie pe care o vei prezenta? Bănuiesc că te pregătești pentru mâine, cel puțin în mic, nu? O să ai un cuvânt pe care l-ai dinainte pregătit, nu? Ce le vei spune mâine celor care vor veni să le semnezi cartea și să o cumpere? Bine, în primul rând, de ce am scris cartea este practic din curiozitatea tuturor
fiecare dintre noi suntem curioși de unde ne tragem, nu numai dintr-o, dacă vorbim de o țară, dar și dintr-o familie. Dacă te gândești de unde a venit bunicul, bunicul a venit de la Oradea sau a venit de la Galați sau a venit de la Iași și practic apropo străbunicul de unde a venit. Practic te-a măcinat subiectul, da. Și atunci te-ai, da, decis, ah, ar fi bine, ah, să scrii o carte. Ești curios, bine, n-a pornit de la carte. Ca să scrii o carte trebuie să te poți baza pe ceva. Ca să poți trage niște concluzii trebuie să te bazezi pe ceva. Deci noi am pornit cercetări împreună cu colegi de aici din România, împreună cu colegi din Spania și din Suedia, cu care am colaborat la câteva studii, atât pentru istoria veche, cât și pentru istoria modernă a populației, a geneticii populațiilor din România. Asta o facem de mai bine de 10 ani, practic. Este o direcția care a fost impusă de cineva sau e pur și simplu intenția voastră de a găsi niște răspunsuri la unele întrebări importante pentru poporul român sau pentru instituție de specialitate? Adică cum ați ajuns aici? Adică bănuiesc că este, nu e atât de simplu să faci o istorie genetică a românilor în străinătate, adică un subiect. În ce sens este relevant pentru o universitate din străinătate? Deci, după părerea mea, istoria românilor este relevantă nu numai pentru noi ca români, dar este relevantă pentru întreaga istorie și contextul european. Deci este. Este categoric. Suntem importanți în felul nostru. În felul nostru, bineînțeles. Bine, toate popoarele sunt importante. Nu înseamnă că noi suntem mai importanți ca alții. Atenție, știi, da, că noi români avem acest dar câteodată de a ne autoflagela. Noi nu suntem nimic, am fost tot timpul în calea năvălirilor, n-am reprezentat decât o poartă prin care au trecut ceilalți sau noi ne-am bătut pentru Europa. Avem tendința asta de a ne auto-umili. Nu este corect, nu? Din punctul meu de vedere nu este corect nici să ne auto-umilim, dar nici să credem că noi suntem mai cumos decât restul. Cred că noi suntem, deci, fix între aceste două, deci, distanțe. Noi suntem așa, ori ne auto-umilim, ori suntem cei mai buni. Și cred, da, că asta putem rezolva cu ajutorul concluziilor din această carte. Da, în principiu, da, asta este. Deci, cum am pornit de la a face primele cercetări, practic, a fost că pentru prima dată în jur de 20 de ani în urmă s-au putut face cercetări genetice, practic, pe ADN vechi. Deci pe ADN-ul extras din fosile umane, din oasele care s-au descoperit, pe populațiile trăind acum 50.000 de ani sau 10.000 de ani sau așa mai departe. Deci pentru prima dată au fost dezvoltate acele metode. În momentul când acele metode au fost dezvoltate, pentru prima dată poți să ai niște concluzii obiective la istoria preistorică, să zic așa, la perioadele preistorice. Perioadele preistorice sunt perioadele de dinaintea documentului scris, practic, când nu avem niciun fel de martor care să ne fi spus această populație vine de acolo sau din partea cealaltă. Deci toată istoria perioadelor dinaintea documentului scris este de fapt o ipoteză. Poți face anumite asemănări privind siturile istorice, siturile arheologice, obiceiurile de înhumare și așa mai departe, care, bineînțeles, în parte sunt corecte și așa mai departe, dar nu pot să ducă la concluzii complete. Ei, pentru prima dată, acum 20 de ani, s-a putut face extragerea ADN-ului din aceste fosile umane. Pentru prima dată se poate vedea foarte obiectiv această fosilă. Este rudă sau mai apropiată, să zic, de fosila dintr-o altă regiune, regiunea X sau regiunea Y. Dintr-o dată poți face o istorie a migrațiilor umane, o istorie care este obiectivă și bazată pe date foarte clare. Ei, în momentul, numai să termin, în momentul acela, studiile care au început să se facă, mai ales în țări dezvoltate, precum Germania, Danemarca, Suedia, Statele Unite, acestea au fost, și Spania, care au fost regiunile unde s-au pornit aceste cercetări, și ele au pornit studiind populațiile din regiunile respective. Ei bine, eu când am citit acele prime studii, mi-am dat seama de la început că acele studii sunt foarte interesante, dar nu sunt la fel de importante ca studiile care trebuie făcute în sud-estul Europei. Fiindcă dacă ne gândim la Germania, Iberia, Scandinavia și așa mai departe, acestea sunt toate regiuni care sunt la capătul migrațiilor umane care au avut loc în Europa. În timp ce toate aceste migrații de populații care au început acum 50.000 de ani, până în zilele noastre, practic, au urmat
peninsula balcanică, ele au venit în principiu din Africa, trecând prin Orientul Mijlociu, intrând prin Anatolia și peninsula balcanică în Europa, iar apoi au intrat pe coridorul Dunării spre inima Europei. Deci noi suntem într-adevăr la poarta Europei, practic, efectiv, literal, la poarta Europei din punct de vedere al migrațiilor umane și aici s-au hotărât, practic, lucruri foarte importante privind populația europeană de mai târziu. Hai să fim un pic mai specifici, să intrăm un pic mai în știință. Faptul că erau în capătul extrem al acestei migrații ne pune pe noi mai aproape de locul de origine al migrațiilor? Adică noi avem mai multe caracteristici aproape de Asia, spre deosebire de cei din capătul Europei, sau suntem aproape asemănători? Hai să intrăm un pic în carte, pentru că în carte tu descrii. Hai să descriem un pic asemănarea dintre vestici și populația românească și diferența între populația românească, sau ceea ce numim poporul român, așa cum este el, din micile bucăți din care s-a construit, și originea de unde au venit aceste popoare migratoare, ne referim la, să zicem, Asia. Deci noi unde suntem? Suntem la mijloc? Suntem mai aproape de vest? Suntem mai aproape de Orient? Cum suntem noi? Noi suntem categoric mult mai aproape de vest din punct de vedere genetic decât de populațiile asiatice. Să ne bucurăm? Care este concluzia legată de această apropiere? Deci, eu zic să ne bucurăm în sensul că trebuie să ne dăm seama că în Europa totuși populațiile sunt atât de apropiate unele de altele, practic nu le putem distinge din punct de vedere genetic decât în proporție infimă, mult mai mică decât 1%, să spunem așa. Deci noi suntem, toate certurile, războaiele care le-am avut în Europa au fost războaie între frați, practic, au fost războaie fratricide. Deci din acest punct de vedere, deci noi suntem foarte diferiți. Ceea ce nu înseamnă că nu suntem aproape și de celelalte populații omenești. Să nu uităm, pe scara istoriei Pământului, practic, omenirea, omul modern apare doar în urmă cu 300.000 de ani, care este nici măcar o secundă, să zic așa, dintr-o zi a Pământului. Deci, noi, inclusiv de populațiile africane sau de populațiile asiatice, suntem foarte aproape, dar totuși suntem mult mai aproape de populațiile europene. Iar în ceea ce privește populațiile din jurul nostru, să zicem, populațiile ungare, bulgare, sârbe, ucrainiene și așa mai departe, suntem aproape de imposibil de diferențiat, practic. Aceasta a fost o concluzie care m-a surprins. Nu știam. Mă așteptam să fiu un pic diferit. Nu știu de ce. Așa am fost învățați. Clișeele că suntem diferiți, că popoare, limbile care sunt foarte diferite. Asta este una dintre concluziile pe care am tras-o, este că diferențele dintre noi sunt mai degrabă culturale, civilizaționale. Absolut. Și nu atât de fundament. Hai să vorbim un pic de fundament, adică ADN. Da. Hai să luăm să începem cu partea aceasta care ține de știință și apoi o să înțelegem care este importanța istoriei de-a lungul acestei perioade. Bun, facem un timeline. Dar hai să luăm cu începutul, ADN-ul. Da. Hai să explicăm un pic, mai ales că spui că de 20 de ani putem intra mai în amănunt. Asta înseamnă că până acum 20 de ani tot ceea ce scriam era ipoteze. Nu, deci supoziții sau aproape. Deci ca să fie foarte clar, genetică și ADN putem face de mult mai mult timp, dar până acum puteam face doar pe ADN-ul populațiilor moderne. ADN-ul care este în oase, de exemplu, de unde se extrage practic pentru populațiile vechi, este, ca să zic așa, tăiat în bucățele mici, rupt în bucățele mici, era foarte greu de pus împreună. Era ca și cum ai un puzzle imens, făcut din bucățele foarte mici, era foarte greu de citit. Ei, acum sunt modele de computer care pot să-l construiască la loc. ADN-ul, practic, este o carte care are 3 miliarde de litere, care este, de fapt, instrucțiunile de cum să construiești și cum să folosești un om. Deci dacă ar fi la Ikea un om, ar fi 30 de miliarde de piese. 3 miliarde de piese. Da. Ei, apucă-te și fă un om din 3 miliarde. Și o să descoperim ulterior că ceea ce ne diferențiază stă în 30-40 de bucăți. Adevărat? Este șocant această concluzie pe care am descoperit-o în această carte. Care deci diferențele, să fie. Da, diferențele dintre două persoane sunt extrem de mici. Sunt
nu chiar 34, sunt cam 30-40 care contează, dar sunt câteva mii care ne diferențiază pe noi. De exemplu, avem înălțime ușor diferită sau culoarea ochilor un pic diferită sau așa mai departe. Dar acestea sunt diferențe, practic, infinit mai puțin importante față de lucrurile care sunt absolut identice între noi ca persoană și în același timp între noi și alte persoane din alte țări, practic. Deci, din punct de vedere genetic, dacă este să ne uităm la populațiile umane în general, ele sunt foarte omogene, inclusiv diferențele care noi le vedem foarte pregnant, să zic, ca aspect fizic, ele sunt, de fapt, superficiale. Pe de altă parte, acum nu trebuie să negăm complet, practic, și anumite diferențe, fiindcă ele sunt anumite diferențe importante, referitor, de exemplu, la susceptibilitatea pentru anumite boli care la anumite populații este mai mare sau mai mică și este importantă din punct de vedere medical și asta trebuie să o înțelegem și să o folosim în sens pozitiv ca să tratăm mai bine bolnavii, dar ceea ce ne unește este mult mai important decât ceea ce ne diferențiază. Înțeleg din ce am citit că, apropo de boli, ele vin de la contactul cu animalele. Infecțiile vin de la contactul. Da. Și când a început domesticirea animalelor, când am început să trecem la această formă de dezvoltare umană care... Asta ne-a schimbat, asta înțeleg că ne-a schimbat din momentul în care am început să domesticim, cum ai spus, cerealele, mi-a plăcut această sintagma, domestici cereale și a domestici animalele. Asta ne-a transformat în oameni care s-au așezat undeva și de aici începe construcția societății, să zicem. Poți să descrii etapele istorice de unde a plecat, că plecăm din Africa, că credem sau nu credem în Dumnezeu, cel puțin științific până acum, plecare, marea migrație... Categoric, din Africa. Este deci din Africa. Cu asta am încheiat discuția. Cu asta am încheiat discuția. Și dacă credem, suntem credincioși și suntem necredincioși... Și dacă credem credincioși, necredincioși, nici tot aia este. Nu știu dacă vine conflict cu, să zicem, unele religii, dar o realitate științifică, cel puțin, este că noi, oamenii sau omul primordial, a plecat din Africa. Categoric. De ce a plecat din Africa? Bine, de ce era acolo și a plecat? De ce a plecat? De ce a plecat? Deci, nu putem da răspunsul la această întrebare, practic, dar oamenii au avut tendința, în principiu, să colonizeze noi regiuni în momentul când a existat o presiune demografică. Deci, omul reușește să atingă o flexibilitate deosebită, practic, în mediul de, modul de viață, dietă și așa mai departe, ceea ce este un imens avantaj. Deci, care este, de exemplu, avantajul dintre om și gorilă, ca să spunem așa ceva foarte simplu? Gorila este foarte specializată în tipul de dietă pe care îl are, în tipul de viață pe care îl duce. Deci, poate să trăiască, să zicem, gorila de munte, numai în anumite păduri care au anumite caracteristici ecologice. Nu poți lua o gorilă și să o duci la câmpie sau să o duci, să zic, în Europa, într-un complet alt climat cu altă dietă, fiindcă pur și simplu dispare. Nu se poate adapta. În timp ce omul este extrem de adaptabil, este omnivor, practic, se adaptează la diferite climate. Deci noi suntem, practic, o specie incredibil de succes, practic, și din această cauză, practic, am înlocuit foarte multe din alte primate care trăiau în alte părți ale lumii, din cauza adaptabilității și flexibilității pe care am avut-o în timpul de viață, în timpul de tipul de nișă ecologică pe care îl putem avea, tipul de dietă. Și atunci, în momentul când ești foarte de succes, crește numărul populației. În momentul când crește numărul populației, cauți un teritoriu nou în care o familie, să zicem, sau un grup din populația inițială se va muta. Deci nu trebuie să ne gândim la o migrație. Deci când vorbim despre migrația omului din Africa, nu trebuie să ne imaginăm că un grup de 10 familii și-a luat bagajele și s-a dus din cornul Africii, s-a dus până la Calafat și-a călătorit câteva mii de kilometri. Nu. Migrația a avut loc probabil cu câțiva kilometri pe 10 ani. Deci există un anumit sat, este foarte de succes, crește numărul resurselor scade, un anumit grup din satul respectiv, 10 ani sau 20 de ani mai târziu, se mută o vale mai departe și creează acolo, își pune bazele unei noi așezări. Deci migrația
care duce din Africa până în Europa, durează mii de ani în felul acesta. Nu este o familie care și-a luat bagajele și s-a dus din Africa până la gurile Dunării ca să se stabilească acolo. Zic. Iată cum se fac 300 de mii de ani. Da. Câte o vale. Nu se exact. De astăzi pe mâine, nu. E, și din Africa, omul s-a dus în Orient. Da, cam acesta este Orientul Mijlociu. Cam acesta este parcursul. Ca să vedem mental cum a fost această deplasare și ajunge în Orient și acolo ce se întâmplă în următoarea perioadă. Și putem să vorbim și în perioade istorice, științific vorbind. Categoric. Asta mi-aș dori. Adică deci să menționăm. Noi suntem în Paleolitic în momentul acesta, în Paleoliticul Mijlociu practic și în momentul când prima dată se colonizează Orientul Mijlociu, practic. Prima migrație care are loc din Orientul Mijlociu nu este spre Europa. Și din cauza că în Europa exista populația de Neandertal. Deci, omul respectiv, în momentul când alege migrația următoare, alege unde este mai ușor. Deci dacă ai valea din stânga, care este deja ocupată de neandertali, iar valea din dreapta nu este nimeni, tu vei alege valea din dreapta, fiindcă nu vei avea nevoie de niciun concurent. Hai să spunem cine a plecat din Africa. Este Homo? Homo sapiens. Homo sapiens. Da. În același timp exista și Homo, de aceea ai spus că s-a dus în cealaltă vale pentru că era Homo neandertalis acolo, care ocupa teritoriul și atunci a mers... Unde a mers? El a mers, a luat migrația coastei sudice a Asiei, practic, trece și colonizează, practic, sudul Asiei, trecând prin India, Indonezia și ajunge în Australia. Australia. Deci, practic, primul, e destul de ciudat dacă te gândești, dar primul continent care a fost complet colonizat de oameni după Africa este Australia. Este o hartă foarte interesantă în carte acolo, apropo de domesticirea plantelor. Putem să spunem cum și dacă le ții minte, că nu, pot să caut, dar dacă ții minte, mi s-a părut foarte interesant. Unde au fost domesticite anumite plante și dacă poți să iei, cum îți place, cu America de Nord sau, te rog. Trebuie numai să spunem că noi suntem încă cam cu 70.000 înainte de domesticirea plantelor. Acum suntem cu 70.000. Acum suntem cu 70.000 de ani înainte de a domestici plantele și animalele. Deci, practic, ne bucurăm de ce ne dă natura și, în general, de vânătoare. Vânători cu legători. Suntem vânători. Vânători și cu legători. Adică practic. Ce ne dă natura, ce fără a organiza natura? Noi exact. Acest proces. Exact. Și mai avem 70.000 de ani. Mai avem 70.000 de ani până să ajungem la domesticire. Totuși e perseverent omul. Absolut. Nu putem spune că nu este, să zic, capul acestei planete, pentru că îți trebuie răbdare și perseverență. De 70.000 de ani să aștepți să te poți organiza și totuși să reziști, să mergi mai departe. Bine, toate speciile fac asta, că vrei să supraviețuiești și încerci să mănânci ce poți, practic. Da, dar a urmat civilizația. A urmat civilizația. Așa, bine. Și ce facem din Australia mai departe? Bine, în Australia rămâne acolo. În același timp, în jur de cam aproximativ 55.000 de ani, o nouă migrație are loc spre centrul Asiei și este colonizată Asia și în urmă cu 50.000 de ani pornește în sfârșit, ca să zic așa, are loc o migrație spre Europa. Din Anatolia? Deci pornește din Orientul Mijlociu, ceea ce este în momentul acesta, să zic, Levantul, inclusiv Israel, Siria, sudul Turciei, pornește prin Anatolia, intră prin peninsula balcanică și de-a lungul coridorului Dunării intră în Europa. Deci acolo avem, de exemplu, în jurul Dunării, unele din cele mai vechi și mai complete rămășițe umane din Paleoliticul timpuriu al Europei. Sunt rămășițele de la peștera Cuoasă, peștera Muierii, peștera Cioclovina. Deci din punctul ăsta de vedere, România este suntem foarte pe hartă. Bogată, să zic. Suntem pe harta ADN-ului și a migrației acesteia și a faptului că apar acești coloniști. Deci noi avem mărturii, suntem binecuvântați, ca să spun așa, din punct de vedere științific. Ați avut material. Da, deci peștera Muierii este de importanță deosebită. Nu este peștera Muierii este foarte importantă. Categoric. Care este concluzia legată de craniul descoperit la peștera Muierii? Deci, inițial, primul craniu care a fost secvenționat a fost peștera Cuoasă, de către colegi din Germania și Statele Unite. Concluzia a fost, practic, aceea a fost o migrație timpurie în Europa, care, practic, a dispărut complet. Deci, urmașii celor care au trăit la peștera Cuoasă nu au lăsat urmași
în Europa, practic. Deci, practic, nu avem sămânța lor care să meargă mai... Sămânța lor nu. S-a prima, stins. Da, s-a stins. Prima populație, practic, din care se vor trage europeni moderni, inclusiv populația care trăiește pe teritoriul României, mai târziu și în ziua de astăzi, se trage, practic, din populațiile de la Peștera Muierii și Peștera Cioclovina. Peștera... Deci acolo este legătura între... Migrațiile inițiale și noi, practic. Peștera Muierii, deci noi sunt, da. Ei face parte în acest circuit care ulterior se va duce către vestul Europei. Acest deci circuit se duce până la centrul Europei. Foarte categoric, important. Categoric. În Europa era omul neandertal în acel moment, care este deja, și el migrase practic în Europa, dar cu 700 de mii de ani mai devreme. Deci cum are loc această conviețuire? Nu se știe exact, foarte mult timp s-a bănuit, să zic, că au existat conflicte, probabil că au existat și ceva conflicte, dar până la urmă eu cred că mult mai mult a fost o trecere treptată de la omul de Neandertal la Homo sapiens. Pur și simplu Homo sapiens era mult mai de succes în a-și asigura hrana, mult mai flexibil. Probabil comunicarea era mai ușoară între grupuri. În același timp nu trebuie să uităm și avem dovezi foarte clare, inclusiv în genetică, că au existat categoric, să zic, mixaj între Homo sapiens și omul de Neandertal. Poți să ne descrii un pic vizual acum, pentru că în carte avem partea scrisă, dar dialogăm și aș vrea să descrii vizual această conviețuire între, că pare ceva ciudat, adică era un sat de neandertalieni și unul de sapiens, cum? Deci nu erau sate. Asta vreau să întreb, deci sate nu erau, întâmpla? Deci erau grupe 20-30 de vânători, culegători care se mutau dintr-un loc în altul după vânat sau după fructele pădurii sau așa mai departe și care la un moment dat categoric, fiecare astfel de grup are nevoie de un anumit teritoriu, la fel cum sunt grupuri de vânători, culegători încă, să zic așa, în Amazon sau în Papua Noua Guinee și care au un anumit teritoriu și care în momentul când se încalcă teritoriul celuilalt grup, automat intervin lupte și un război continuu, practic, între anumite grupuri, dar în același timp sunt convins că au existat și mixaje genetice. Ca toți oamenii, bineînțeles, te întâlnești cu cineva, inclusiv dacă e din alt grup, până la urmă vor exista încrucișări. Dar aici avem clar diferențieri morfologice, de avem anatomie. Categoric, da. Nu este un oltean cu un moldovean. Nu. Este un alt tip, o altă fizionomie, altă configurație. Corect. Deci mixajul acesta nu este atât de simplu. Nu se întâlnește, cum s-a întâmplat în familia ta, un oltean cu un ardelean și... Nu. Categoric. Mixajul ăsta este mult mai complicat. Este mult mai complex și probabil și grupurile, deci familiile mixte, sunt anumite ipoteze că probabil familiile mixte erau ceva mai puțin fertile decât, să zic, familiile pure de Neandertal sau de Homo sapiens. Deci nu era... Deci era o diferență de 700 de mii de ani, să nu uităm, de evoluție Neandertalul între Neandertal avea 700 de mii, sapiens ceva mai tânăr. Da. Și nu mi se pare destul de complicat să mixezi genul ăsta de diferență de timp. Deci probabil că familiile respective erau mult mai puțin fertile și din această cauză și numărul copiilor care s-au născut din familii mixte, Neandertal, Homo sapiens, probabil a fost mai mic. Din această cauză, procentajul de Neandertal în populațiile europene este numai de 1,5%, practic. Hai să vorbim acum, pentru că ai acolo o statistică. Cât sunt, pentru că deja putem vorbi de structura genetică a omului în acea perioadă. Da. Cât era Homo sapiens, cât era Neandertal? 2%? Deci, adică noi când vorbim despre strămoșul nostru, el era cât și cât? Deci când vorbim despre noi, noi avem 1,5% Neandertal în noi și 98,5% Homo sapiens. Deci dacă e să vorbim de acest tip de Homo sapiens, sunt doar aceste două bucăți, deci 100%. Greșesc, mai este Denis, și Homo, Denisovani. Hai să vorbim un pic despre de 1%, ei. Așa, da. Că e interesant. Vin din partea, mai ales în partea Siberia, nu? Deci practic Neandertal, omul de Neandertal avea centrul în Europa, practic. Denisovanii aveau centrul în Siberia, din câte știm, dar probabil că se întindea până spre sud-estul Asiei. Ca să înțelegem, și ei când au venit au preluat din Denisovani și de aceea avem
la mixajul din Europa, da, avem Denisovanu, care, pe care l-am preluat, ca să zic așa, în timpul migrației, a venit Homo sapiens aici și s-a întâlnit cu Neanderthal și a ieșit acest mix în care avem 100% reprezentat din trei categorii. E important să știm cum am început. Da, este cam 1,5% Neanderthal, aproape 0,81% Denisovan și 98% practic Această statistică a devenit posibilă din acest moment, de acum 20 de ani? Cam în jur de între 20 și 10 ani, fiindcă Denisovanii au fost descoperiți doar acum vreo 10 ani, dar această statistică a fost într-adevăr posibil să fie făcută doar acum. Deci e în mișcare știința aceasta. Este categoric în mișcare, deși acum aceste procentaje sunt aproape sigure, fiindcă s-au secvenționat mai multe genome de om de Neandertal și de Denisovani. La început, de exemplu, când s-a făcut prima secvențiere, când s-a făcut doar ADN-ul mitocondrial de Neandertal, s-a crezut că nu este absolut nicio parte comună cu Homo sapiens, dar în momentul când s-a făcut genomul complet, s-a văzut că este aproximativ 1,5%. Deci nu cred că aceste procentaje se vor mai schimba. Deci am ajuns la o stabilitate, din acest punct de vedere. Deci cumva știința în acest moment spune, cel puțin pe palierul acesta, acestea sunt cifre, luați-le de bune, de acum încolo folosiți-le. Da. Hai să ne întoarcem la etape, la perioadele istorice. Deci terminăm paleoliticul, ajungem în mezolitic și când trecem în neolitic. Deci la mezolitic ajungem probabil în jur de 10.000 de ani în urmă, ceva de genul ăsta, 10-12.000 de ani în urmă, dar, mă rog, paleoliticul și mezoliticul nu sunt... Este o continuitate genetică foarte puternică în Europa. Nu se schimbă. Nu se schimbă mare adică lucru. Adică tipul practic trece, dar nu apar modificări. Deci apar modificări mai mult de cultură materială și așa mai departe, dar nu modificări genetice, practic, deci, majore. În exterior ne modificăm din punct de vedere societal, dar nu progres în interior. Progres tehnologic și așa mai departe, dar nu în interior. Care nu practic influențează genetica noastră. Nu se schimbă în ceva. Adică nu, genetica nu se schimbă ni se dezvoltă, moment. Nu știu, un altor... Nu, pur și simplu categoric. Noi evoluăm pe plan social. Social, tehnologic și așa mai departe. Ne apropiem de această dată pe care o rețin, 8.000 de ani, când se vine din Anatolia. Da. Ce tip de populație este aceasta? Cât de dezvoltată este ea și cât de îndreptățit a fost să preia partea aceasta de lume? De ce? De ce a fost ea îndreptățită? De ce a fost de succes? Că, ca să aibă această realizare, înseamnă că a fost de succes. Da. Ce i-a dat această putere? Deci, acum, în jur de 9.000 de ani, în urmă, în Orientul Mijlociu, populațiile din semiluna, semiluna fertilă. Fertilă, care așa, trebuie să aducăm de sintagma, e foarte... Semiluna fertilă, care este, practic, Israel, o parte din Siria, Irak și o parte din vestul Iranului, precum și Anatolia de Sud. Din Turcia, da. Turcia de Sud, practic, este unul din cele mai importante nuclee unde se dezvoltă agricultura. Deci, oamenii, pentru prima dată, în loc să culeagă, să zic, se gândesc, dacă culeg anumite plante, de ce n-aș putea eu să le cultiv? De ce n-aș putea eu să le plantez? În loc să mă duc să le caut, mi le pun în grădină, să zic, le plantez, aștept să crească și le am acolo. La fel, în loc să vânez animalul, poate că pot, dacă pot să-l îmblânzesc la început și apoi să-l domesticesc, să-l am lângă mine, îi dau de mâncare și din când în când, un anumit procentaj, el ori îmi dă lână, lapte și din când în când poate ceva carne. Deci, domesticirea are loc în Orientul Mijlociu, care este din nou un moment tehnologic extrem de important, de departe unul din cele mai importante momente tehnologice, la fel ca și descoperirea focului multe mii de ani mai devreme, dar domesticirea animalelor și a plantelor, practic, și agricultura devine unul din progresele tehnologice cruciale care duc la dezvoltarea tehnologică a societății. În acel moment devine și o organizare mult mai birocratică, trebuie să-ți numeri plantele, trebuie să planifici lucrurile, trebuie să ai cunoștințe de astronomie pentru a ști când să le plantezi ca să le pot culege la timp și așa mai departe. Exact. Deci devine o organizare socială mult mai complexă a societății, dar devine și mult mai de succes.
populația crește în acel moment din cauza creșterii numărului de calorii pe care îl ai la dispoziție, practic. Poți să ai mai mulți copii din cauza că ești foarte hrănit mai bine. Interesant aici. Speranța de viață a mamelor crește în această perioadă. Nu. Nu. Aici este o greșeală care noi și noi am făcut-o în istorie. Noi întotdeauna am crezut că în momentul neoliticului crește speranța de viață, crește felul în care era nutrită populația și așa mai departe. Este doar parțial adevărat. De fapt, nu este așa. S-a văzut, de fapt, că în perioada neolitică, de fapt, crește fertilitatea femeilor. Au fertilitatea mult crește. Crește fertilitatea, sunt mult mai mulți copii, dar acei copii nu sunt mai bine hrăniți decât cei ai vânătorilor culegători. Dar sunt mult mai mulți. Aceasta face diferența. Aceasta face diferența, practic. Creșterea populației are la bază acești copii mai mulți. Copii mai nu mulți. Nu au speranța mai mare de viață, nu, dar din nu, trei... Nu sunt nici mai sănătoși. O măsură foarte clară, practic, a sănătății unei populații este înălțimea. Deci, ce este foarte clar și a fost o surprindere când s-au făcut studiile respective, că practic înălțimea populației în perioada neolitică și mai apoi, până în perioada medievală și așa mai apoi, este mai mică decât la vânători culegători. Deci practic vânători, cei care erau vânători culegători în paleolitic erau mai înalți. Erau mai înalți. Deci aveau o dietă mai bună. Noi nu acum, nu. Noi am, nu noi acum, am recrescut. Deci în ultimele sute de ani din nou s-a îmbunătățit foarte mult dieta, s-a îmbunătățit numărul de calorii și așa mai departe. Deci noi suntem mai înalți acum cu 20-30 de centimetri decât cei de acum 500 de ani în evul mediu. De aceea deci, Ștefan cel Mare era un timp micuț, dar da, dar toată lumea era scundă. Deci nu era. Deci dacă ne ducem să vizităm castelele medievale și trebuie numai să ne ducem să ne aplecăm și trebuie să ne uităm la paturi, cât de lungi erau paturile. Și ne dăm seama, practic, cât de scundă era populația, cât de prost hrănită era practic populația, atât în perioada neolitică, perioada antică și medievală și așa mai departe. Dar numărul copiilor este mult mai mare și în acel moment dezvoltarea structurii societății, deci se formează sate, se formează fiecare sat la un moment dat ajunge să aibă funcționari, la un moment dat se creează triburi și confederații tribale care ajung să aibă o armată și așa mai departe, care devin mult mai de succes. Dacă ar fi să fii confruntat de un rabin și ți-ar spune, uite, noi avem cartea care spune, iată, începutul este aici. Cum ai face legătura cu această descoperire că lumea pleacă din semiluna fertilă către restul Europei? Ce ai spune? Ai dreptate, da, acolo a început civilizația, acolo a început lumea. Sau ai spune, e o întâmplare, cifrele voastre nu sunt corecte, dar într-adevăr e ceva. Ce ai spune unui rabin? Care ți-ar spune că e o suprapunere, da, de perioade, dar nu da. Știu dacă în timp istorici cum ar veni. Ce ai răspunde? Deci, bineînțeles, deci civilizația neolitică, agricultura care este atât de crucială pentru dezvoltarea omenirii, unul dintre centrele cele mai importante este categoric în Orientul Mijlociu. Dar să nu uităm că au fost și alte centre neolitice în China, de exemplu, în Africa, în America Centrală și așa mai departe, care au dus și ele la civilizații foarte importante, China ca civilizație, civilizațiile mezoamericane și așa mai departe, importante regate africane și așa mai departe. Pentru noi, în schimb, în Europa, pentru noi, pentru europeni, pentru, să zicem așa, Europa, nordul Africii, bazinul Mării Mediteraneene, categoric nucleul de la care a pornit neoliticul și civilizațiile, a fost categoric Orientul Mijlociu și semiluna fertilă. Deci, ca să ne fie clar, venim din Orient. Categoric. Suntem vestici. Categoric. Dar
Originea noastră este de acolo. Categoric. Bine, originea noastră inițial este din Africa, dacă e să o luăm până acolo. Sigur că iar, da. Iar mai târziu, a doua migrație crucială care are loc în Europa în timpul neoliticului este din Orientul Mijlociu. Practic, cele mai mari migrații, cele mai mari populații neolitice europene care vor avea să intre și să formeze culturi neolitice extrem de importante, pornind de la Vinca, Turdaș, Boian, Gumelnița, Hamangia, cu gânditorul de la Hamangia, și după aceea cultura Cucuten, care reprezintă, să zic așa, apogeul culturii neolitice europene, unde sunt sate cu câte 50.000 de locuitori și așa mai departe. Acestea sunt populații care vin din Anatolia și care, timp de câteva mii de ani, dezvoltă o civilizație înfloritoare neolitică în Europa de Sud-Est. Deci noi suntem din nou ca bornă, adică nu avem de ce să ne fie rușine. Suntem din nou ca bornă în expansiunea civilizației. Suntem categoric acolo și tot ce înseamnă ceea ce am învățat noi la școală, Cucuten, Hamangia, sunt importante. Sunt extrem de importante. De ce zic asta? Pentru că cartea asta are un dar foarte prețios. De acum acolo, când vom merge prin Muzeul de Istorie, în prima parte, exact ce vorbeam, paleolitic, neolitic, de obicei trecem rapid. Da. E pare neinteresant, de fapt este foarte interesant. Pentru mine este fascinant. Este fascinant. Eu asta am descoperit citind cartea, aducându-mi aminte cât de repede încercam să mă uit, erau doar niște cioburi, nu-i găseam relevanța, pentru că nu exista așa o carte. Iată, avem o carte care îți exprimă mai bine, cel puțin în acest moment, pentru cei care pot să achiziționeze această carte, de ce este importantă prima parte a Muzeului de Istorie? Bine, după părerea mea, muzeele de istorie trebuie să se schimbe un pic, să fie mult mai ușoare pentru publicul larg, în sensul că să nu arăți doar artefactele, care sunt foarte importante, dar în același timp trebuie să prezinți contextul, să pui hărți pe perete, cu explicații pe înțelesul tuturor, ca omul să poată înțelege când vezi un anumit artefact, de ce este important. Deci noi avem unele din cele mai vechi rămășițe umane de pe teritoriul Europei. Deci craniul de la peștera Coase, craniul de la peștera Muierii, craniul de la peștera Cioclovina. Noi avem unele din cele mai importante civilizații neolitice din Europa. Ca să spunem numai Cucuten, care este probabil una din cele mai înfloritoare civilizații neolitice, Cucuteni. Avem unele din cele mai importante civilizații ale epocii bronzului, mai ales în Transilvania, cu extragerea minereului și așa mai departe. Și noi în niciun muzeu de noi ne-ar trebui practic ori să avem secții de preistorie practic în muzeele naționale, ori să avem un muzeu de preistorie practic al României, fiindcă de acolo înțelegem de fapt cât de departe merge istoria noastră, care nu începe doar cu Decebal și Traian. Nu, este o concluzie extraordinară a acestei cărți de la Humanitas. Am descoperit și eu acest lucru citind această carte. De ieri până astăzi am descoperit că avem o istorie mult mai importantă decât credeam, decât am fost învățați, și acum putem înțelege și de ce cu ajutorul acestei cărți. Hai să ne revenim acum din nou la etapele istorice. Când vorbim de epoca pietrei, ai menționat epoca bronzului, epoca fierului. Ce se întâmplă de aici încolo? Cum mergem mai departe și cum evoluează mersul populației către vest? Da. Deci în jur de, să zicem, între 50.000 de ani și până la 8.000 de ani în urmă, era o populație paleolitică în România. În jur de 8.000 de ani în urmă, 6.000 de ani înaintea erei noastre, vine populația migratoare de agricultori din Anatolia, care întemeiază aceste culturi neolitice în România, extrem de importante și extrem de înfloritoare. Ce se întâmplă în momentul următor este în jur de aproximativ 3.500 de ani în urmă, când are loc o nouă migrație extrem de importantă pentru Europa, care este migrația populației Yamnaya, care este o populație de această dată din nordul Mării Negre, din stepele din nordul Mării Negre, care ce fac? Domesticesc calul. În momentul în care domesticesc calul, ele sunt vorbitoare de proto-indo-europeană, deci limbile indo-europene care se vorbesc în acest moment în Europa, practic, de către aproape toate populațiile europene, sunt și excepții, bineînțeles, dar aceste populații încep să migreze spre vest,
au și avantajul domesticirii calului, care nu era în Europa domesticit, și ele vor cuceri practic întreaga Europa în acel moment și vor introduce toate limbile indo-europene pe care noi le vorbim în acest moment în Europa. Dacă e să luăm, ca să zicem, și acestea sunt cele trei migrații importante și cele trei populații care stau la baza tuturor popoarelor europene. Populația paleolitică de acum 50.000 de ani, populația neolitică de acum 8.000 de ani și populația epocii bronzului indo-europeană de acum 3.500 de ani. Acestea sunt cele trei ingrediente de bază ale tuturor populațiilor europene, fie că sunt români, fie că sunt spanioli, danezi sau irlandezi. Toate aceste populații sunt practic un mixaj de aceste trei populații primordiale. Hai să explicăm cum stau ele. Cum stau ele? Sunt una peste alta? Sunt întrepătrunse? Cum fac ele, cum construiesc ele acest ADN al omului? Da. Cum e, deci, cum este structura? Este categoric întrepătruns, practic. Deci nu este, să zicem, atât este aici, următoarea bucată este. Deci sunt absolut întrepătrunse, diferite gene, au componente diferite, dar aproximativ, ca să înțelegem așa, 30% din, dacă îi luăm pe români, sunt ușoare diferențe în diferite populații europene, dar dacă îi luăm pe români, aproximativ 30% din bagajul nostru genetic vine din paleolitic, din populația inițială, din craniul de la peștera Muierii. 30% este în ADN-ul nostru al românilor moderni. Cam 50% sunt din populațiile neolitice care au migrat acum 8.000 de ani. Populația culturii cucuteni, gânditorii de la Hamangia și așa mai departe. Care se ocupa cu agricultura. Care se ocupa cu agricultura și aproximativ 20% din populațiile indo-europene, care erau mai ales păstori, care vin din nordul Mării Negre și care aduc limbile indo-europene, inclusiv limba dacă și limba latină. Amândouă sunt ramuri ale aceluiași grup mare indo-european care migrează la începutul epocii bronzului spre Europa. O întrebare. Populațiile acestea care vin, acești migratori, ei sunt cuceritori prin natura lor, adică sunt războinici sau sunt mai degrabă pașnici? Care este regula în istorie? Nu este o regulă. Regula în nu istorie, e o regulă. Regula în istorie este că nu este o regulă. Okay. Deci, ca să spunem așa, mă rog, să zicem, primele populații de vânători cu legători, mă rog, erau grupuri foarte mici care, mă rog, încet, încet se răspândesc în toată Europa. Populațiile de agricultori sunt în principiu pașnice. Deci ele pas cu pas se întind de-a lungul Europei și încep să cultive câmpurile și așa mai departe. Nu este exclus să fi existat anumite conflicte cu populațiile mezolitice de vânători cu legători care existau pe teritoriul Europei, dar categoric eu sunt de părere că nu a existat, să zic, o exterminare a populațiilor mezolitice. Din contră, ele au fost asimilate până la urmă. În anumite părți ale Europei se știe, de exemplu, că adoptarea agriculturii a fost mai mult o adoptare culturală de către populațiile mezolitice. Asta s-a întâmplat mai ales în nordul Europei, în Scandinavia și așa mai departe. Deci nu este un conflict violent. Despre populațiile indo-europene care vor cuceri apoi restul Europei. Ai zis a cuceri. Da. Acolo nu mai este atât de clar. Acolo s-ar putea să fi fost și o componentă de cucerire a populațiilor în momentul în care aceste populații indo-europene, care sunt organizate mult mai bine din punct de vedere militar, ajung să își impună, practic, de aici se poate trage și o concluzie, ajung să-și impună limba. Deci, dacă e să ne uităm la proporția genetică a populațiilor epocii bronzului în populațiile europene moderne, nu este mai mare de 20%. Cu toate acestea, absolut toate populațiile europene, cu excepția, de exemplu, maghiarilor și finlandezilor și așa mai departe, care vin mult mai târziu, vorbesc limbi indo-europene. Și nu vorbesc limbile neoliticului, care nici nu știm care sunt. Poate că bașcii încă vorbesc o limbă neolitică, fiindcă este singura limbă veche ancestrală, non-indo-europeană din Europa.
Și nu știm, nu are niciun fel de, nu are niciun fel de rudă și sau nu avem altă repere. Familie. Este o limbă care este o familie complet diferită de toate limbile lumii. Deci probabil că limba bască este limba inițială neolitică sau una din limbile neolitice care se vorbea în Europa, dar nu știm exact, dar probabil. Dar faptul că limbile indo-europene se vorbesc peste tot în Europa, dar doar 20% din bagajul nostru genetic este al epocii bronzului, înseamnă că probabil a fost și o componentă de cucerire. Dacii, din care noi zicem, ne tragem din daci și romani, dar Dacia a fost categoric o elită conducătoare care s-a impus și a reușit să cucerească populațiile neolitice deja trăind pe teritoriul României, și-a impus limba, și-a impus structura statală, dar ei sunt relativ nou veniți pe teritoriul Daciei și reprezintă o minoritate pe teritoriul României. De-aia am întrebat, pentru că m-a interesat această perspectivă. Cei care vin din spate vin să se așeze peste ceilalți sau sunt coloniști care își găsesc un loc? M-a interesat. Mi-ai răspuns la această întrebare. Și acum mă întreb așa. Care este procesul de europenizare a ADN-ului? Adică de ce pe măsură ce stăm aici devenim mai degrabă europeni decât ce am fost înainte, orientali? Are loc acest proces? Are, bineînțeles, loc. Și asta și are de ce de-a face. Și cum se întâmplă? Datorită diferențelor geografice, deci anumite tipuri de dietă pe care le avem, anumite tipuri de infecții la care suntem expuși și întâmplarea are un loc la fel de important. Noi credem că totul trebuie să aibă o cauză bine definită în genetică, dar practic întâmplarea, apariția unor mutații întâmplătoare care în momentul în care nu sunt periculoase pot rămâne în populație. Ca să dau un exemplu, populațiile europene au evoluat și o componentă, să zic, părul blond, da? Care nu există în populațiile africane sau populațiile asiatice. Aceasta nu a avut nicio componentă necesară. Nu este nimic necesar să fim blonzi. Nimic nu ne face necesar să fim blonzi. A fost o întâmplare, practic. E o întâmplare? Da, cu categoric. Legătura cu soarele, cu știu, sunt lucruri ai în diferite, carte, soarele și întreb. părul blond și culoarea pielii sunt lucruri diferite. E o întrebare. Da. Pentru da. Știu că ai în carte această da. Mențiune. Deci care este legătura între soare, nordul Europei și da. Blond și ochii albaștri? Da, deci culoarea pielii și culoarea părului sunt două lucruri diferite. Ca să fie foarte clar, de exemplu, s-a crezut că pentru foarte mult timp că în momentul când populațiile practic provenind din Africa ajung în Europa și ajung la latitudinile nordice, din cauza soarelui care este mult mai puțin puternic, nu mai avem nevoie practic de melanină și necesarul de protecție contra radiațiilor ultraviolete este mult mai puțin. În același timp avem nevoie să producem vitamina D care se produce în piele. În momentul când, dacă nu ai vitamina D, ai probleme cu oasele, bineînțeles, și în momentul când nu ai expunere continuă și puternică la soare, de exemplu, populațiile din nordul Europei trebuie să se îmbrace, că dacă nu ies de fric, practic, deci suprafața expusă la soare este mult mai mică, cu cât ai culoarea mai deschisă la piele, cu atât este mai ușor pentru piele să producă vitamina deci D. Deci depigmentarea este un efect necesar supraviețuirii în zonele respective. Deci, dar părul blond nu are nicio legătură. Este părul pur și simplu. Nu are nicio legătură. Părul blond este pur și simplu întâmplător. Adică deci doamna de la ABBA, care are blonda de la ABBA, nu este pentru că a survenit o mutație necesară supraviețuirii în Suedia, în nordul Europei. Pur și simplu este întrebat anecdotic. Deci nu mai știu cum deci o cheamă, dar Da, este absolut întâmplător. Deci, ca să dau așa un exemplu, sau culoarea ochilor, de exemplu, iară, nu are niciun fel de importanță. De exemplu, perioadele neolitice și mezolitice în Europa, noi am crezut foarte mult timp că are o transformare treptată a pigmentației populațiilor europene, dar nu este adevărat. Ceea ce s-a descoperit în mai multe, deci inclusiv strămoșul nostru care trăia la peștera Muierii, care era o femeie, deci avea piele neagră. Cât de neagră? Neagră. Normal neagră, deci să zic așa. Deci strămoșul nostru de la peștera Muierii, această doamnă, era
neagră. Da. Da, categoric da. E și în premieră această. Nu, 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 deci, pentru mine este. Deci categoric, deci și nu numai, deci asta e, deci craniul de la peștera Muierii are 36.000 de ani, dar craniile care s-au descoperit, de exemplu, la populații mezolitice în Spania de acum 8.000 de ani, erau tot așa, tot negre, cu ochi albaștri. Apropo asta de... vreau să întreb, că e în carte acolo această legătură între piele închise la culoare și ochi albaștri. Așa este. Deci ochii albaștri au apărut în acel moment și erau combinați, deci era o pigmentație neagră a pielii cu ochii albaștri. Deci un fenotip uman care în momentul ăsta nu mai există, practic. Dar foarte frumos, practic, altfel. În schimb, în momentul când migrează agricultorii din Neolitic, acum 8.000 de ani, care vin din nordul Siriei și Anatolia, deci prin Turcia, ei au piele albă și sunt bruneți. Deci... și cu ochi căprui. Deci piele albă și căprui, la fel cum mulți dintre noi suntem, practic, dar de exemplu, părul blond este pur și simplu o întâmplare. Ne apropiem de moment cheie al istoriei României. Da. Hai să vorbim despre daci și despre romani. Da. Putem să punem, cât de în paralel putem să punem cele două istorii? Pentru că în carte ai separat dacii, geții și romanii. Da. Dacă ar fi așa un timeline, cum le-am pune dacii față de romani? Bine, amândouă sunt populații care în ultima instanță sunt populații vorbind limba indo-europeană. Ei vor migra, practic, ei vor căpăta caracteristicile lingvistice cam în aceeași perioadă, în aceeași perioadă în care o ramură a indo-europenilor migrează spre peninsula italică și devin romani, vorbind limba latină și așa mai departe. Ce origine era în ascendentul coloniștilor care au ajuns în Italia? Deci tot din Orient. Tot din Orient. Deci italienici, deci, proporția. Suntem toți de acolo. Deci cele trei populații de care am vorbit, paleolitică, neolitică și populația bronzului, sunt aceleași în toate populațiile europene. Deci dacii. Da. Tot aia. Da. Ca să ne fie clar. Da, da. Categoric. Aici aveam așa, geții, cum erau răspândiți în această regiune? Și cum au venit dacii și ce parte din Europa au ales ei să colonizeze? Deci bine... strămoșii noștri, ca să trecem la... Da. De fapt, strămoșii noștri sunt geții sau dacii sau dacogeții? Care sunt bine, cel mai aproape de noi? Bine, aici este o discuție foarte mare. Sunt geții diferiți de daci? Eu cred că nu, fiindcă genetic. Genetic absolut nu. Absolut nu. Absolut nu. Deci dacii nu sunt acele persoane cu urechea lipită de cap, deosebiți de geți? Absolut deloc. Absolut deloc. Absolut deloc. Deci nu putem face nicio deosebire genetică între daci și geți. Practic și multe izvoare istorice spun categoric că vorbesc inclusiv aceeași limbă și așa mai departe. Grecii au tendința să-i numească mai mult geți și romanii daci, deci e mai mult o denumire decât de diferențe istorice și absolut nicio diferență genetică. Și dacii sunt deci cuceritori? Deci, ca să fie foarte clar, deci dacii sunt și ei o sinteză, un popor de sinteză. Deci au fost populații indo-europene vorbind o limbă foarte asemănătoare cu limba dacă, care vin la începutul epocii bronzului timpurii, care practic se stabilesc pe teritoriul României, unde erau și populații neolitice, are loc o contopire, o sinteză între populațiile migratoare ale epocii bronzului, care aduc limba dacă, și populațiile locale neolitice. Cât timp? Care durează probabil între 500 și 1000 de ani și care duce practic la formarea după aceea a poporului dacă, de care vorbim din momentul epocii fierului, practic. Și de la din ce an putem spune? Avem mențiune de an la daci? Avem mențiune de an. Noi vorbim de daci pur. De când vorbim de daci cu date precise? De la cronicarii vremii. De la cronicarii Pentru că avem vremii. Niște date. Da. Avem 82 înainte. De, bine, din ce bine, moment avem... putem vorbi de o bine. Dată precisă
a relatărilor despre daci. Deci, din punct de vedere istoric, primele mențiuni cred că sunt din secolul 2-3 înaintea erei noastre, practic, dar din punct de vedere genetic și al culturii materiale și așa mai departe, eu cred că putem vorbi de daci cam de pe la, bănuiesc, în jur de 800 de înaintea erei noastre. 800? Când deja în perioada Hallstatt avem, numai că nu erau încă denumiți. Nu știau că sunt daci. Deci nu era nimeni care să spună aceștia sunt dacii, practic, da. Și să scrie undeva într-un document, dar ei existau acolo, deci ei nu apar dintr-o dată, practic, în momentul când sunt menționați în documentele grecești sau romane de mai târziu, deci ei existau de secole. Poți să menționezi aceste, sunt câteva repere istorice, ai zis de Hallstatt, sunt vreo trei, poți să le menționezi, le-am întâlnit în carte, de ce sunt ele importante? Ca repere. Deci, mă rog, din momentul ăsta, după sinteza dintre populațiile paleolitice, neolitice și epocii bronzului, reperele istorice sunt mult mai importante din punct de vedere lingvistic, cultural și așa mai departe, decât din punct de vedere genetic. Nu prea mai apar modificări din cauza că migrațiile care au loc după aceea, de exemplu, regatul Dac este format și este cucerit de Imperiul Roman. Și categoric are loc o sinteză daco-romană la nivel populațional. Există o societate, o birocrație romană, o componentă militară, legiunile, castrele și așa mai departe. Dar romanii sunt formați la rândul lor din aceleași populații de bază. Sunt foarte asemănători genetici cu dacii, practic. Deci deși există această sinteză, deja există sinteză între două populații care sunt asemănătoare. Da. Deci, practic, poți să dărâmi acest mit că noi suntem formați din daci și din romani? Adică asta este esența poporului român? Bine. Sau mai degrabă, noi suntem esența neolitic, o parte din paleolitic, da. Și epoca bronzului. Aceea este esența. Asta spunem în clar. Din punct de vedere noi genetic. Noi suntem daci, urmașii dacilor și romanilor sau întâmplător în parcursul nostru au trecut și dacii și romanii care s-au contopit, dar noi suntem urmașii dacilor și romanilor, noi suntem jumătate dac, jumătate roman sau neolitic. Din punct de vedere genetic. Asta e mai surpriza cărții. M-a lămurit. Da, din punct de vedere genetic, noi suntem categoric formați din cele trei populații primordiale, paleolitic, neolitic și epoca bronzului. Deci asta este esența Aceasta noastră. Aceasta este esența nu genetică. Nu cușma. Genetic. Dar să nu uităm, în conștiința unui popor, cultura este crucială, limba este crucială. Deci ceea ce ne simțim noi, nu este ADN-ul, ceea ce ne simțim noi este limba care o vorbim, obiceiurile pe care le avem și așa mai departe. Iar acolo, componenta dacă și componenta romană, limba pe care o vorbim este crucială din punct de vedere cultural. În acest sens ne tragem din daci. Noi suntem urmașii dacilor și romanilor. Dar noi suntem urmașii limbii, noi suntem urmașii contopirii civilizațiilor exact. Romană. Și dacă, da. Să zicem că e mai mică civilizația. Dacă, dar, da. Să zicem că este. Are și a importanței. Dar în acest sens noi suntem urmașii dacilor și romanilor și a îngemânării dintre cele două popoare. Așa în este. Sensul acesta de educație, limbă ce, asta ne face pe noi urmașilor și români. Bine, mai avem de vorbit, mai este până la limba română. Da, mai este mai până, este la, până limba. La limba română. Mai este. Mai este. Și da. Mai este mult. Așa este. Mai sunt vreo 8 secole? Mai între sunt. 7, 8, 9? Până în secolul 8, 9 nu putem vorbi nu încă putem de limba, vorbi încă de limba, de limba română. Da. Dar putem vorbi de un popor preromân, să zicem. Putem vorbi de o populație dacoromană care vorbește o limbă romanică, categoric, care se trage din limba latină vulgară. Deci în momentul acela putem vorbi. Foarte pe scurt partea aceasta de istorie. Au venit romanii, au loc războaiele, la 106 Dacia este cucerită de romani. Da. Se transformă în ce? Devine provincie romană? Deci, provincie romană. Dar în ce se transformă dacii? În cetățeni? În ce se transformă localnicii? Deci localnicii rămân unde sunt, practic. Este o întreagă discuție cât de mult din populația locală, dacă a fost, să zic, exterminată în război. E o discuție întreagă aici. Este o discuție întreagă inclusiv aici. Inclusiv politică. Probabil, nu știu. Deci, dar
Sunt anumite izvoare istorice care, mă rog, sunt foarte bombastice, cum că populația, dacă ar fi fost distrusă. S-au murit în război bărbații, dar este foarte greu de crezut, după părerea mea și după părerea, cred, a multor istorici, din câte am citit, că aceasta s-ar fi întâmplat. Bineînțeles, a fost o parte din populația care făcea parte din armata dacă, care a murit în război, să zic așa, dar romanii nu aveau obiceiul să extermine populația în provinciile pe care le ocupau, în noile teritorii pe care le ocupau, deci este foarte puțin de crezut că aceasta s-a întâmplat în Dacia, deci practic în special în regiunile rurale ale provinciei, populația dacă rămâne probabil vast majoritară, în urbile romane, care se dezvoltă, pe măsură ce se integrează în Imperiul Roman. Da, pentru că noi aveam un singur oraș când a fost cuceriți. Când a fost cuceriți, da. Sarmizegetuza. Da, dar pe măsură se măresc, devin Apoca, mai multe. Drobeta, Apolo, și așa mai departe. Deci mult mai multe. Deci, probabil în jur de 20% din populație la un moment dat trăiește în orașe, care probabil era venită din multe regiuni ale Imperiului Roman. Aici am reținut două cifre. La vârful său, Imperiul, sau porțiunea aceasta, dacă, ajunsese la 600-700.000 de oameni și vorbim de 50.000 de coloniști romani. Probabil ceva mai mult. Ca cifre. Da. Probabil legiunile erau 50.000 și veniseră funcționari romani. Funcționari, administrație și așa mai departe. Deci adică am avut, într-adevăr, un amestec. Am avut categoric. Avem sute de mii de daci, vreau să facem așa un pic de matematică anecdotică. Da. Adică există clar concluzia că există o împreunare, un gemânare. Categoric, este da. Absolut. Categoric, adică nu da. Au venit aici, au condus 100 și X de ani, 170 de ani și apoi au plecat. Nu. No. În 170 de ani chiar s-a îngemânat. Adică nimeni nu poate să spună, să nege că dacii nu s-au... Categoric. Format împreună ceva. Da. Un popor, putem să-i spunem, sau o populație. Da. Nu știm exact dacă e popor, probabil că popor devine în momentul în care avem o limbă. Limbă. Un pic mai târziu, într-adevăr. Dar deci este încă o populație, este o populație vorbitoare de limbă latină-vulgară. Latină-vulgară, da. Da, deci limba romanică și care în timp se contopește și așa mai departe. Dar care nu este încă limba română, fiindcă limba se va forma mai târziu. Și avem un fond de cuvinte dacice. Avem și... un mic fond, dar majoritatea este latină în momentul acesta. Majoritatea acesta. Este latină. Cine vine peste noi după ce pleacă Aurelian? Cine vine peste noi? Mergem mai departe cu poporul român și formarea sa. Da. Și genetica sa. Cine mai vine peste noi? Întrebarea e cine nu vine. Cine nu vine, da. Fiindcă, deci, începând cu secolul 4, 5 după aceea și așa mai departe, inițial vin hunii, după aceea vin goții, după aceea vin slavii, după aceea... Până la slavi. Care este influența acestor populații migratoare? Acum vorbim clar de populații migratoare, războinice, clar. Războinice, clar, da. Și vom afla, la finalul cărții, că a mai venit aici o populație migratoare, singura excepție care n-a fost războinică, romii. Da. Care e un capitol deosebit de interesant în cartea ta. Până atunci... Și vin peste noi goți, vizigoți, avari. Ei ce contribuție au adus la genetica poporului român? Aproape nimic. Ei doar deci, au conviețuit. Deci ei sunt o elită conducătoare care extrag practic impozite de la populația locală. Deci vin și ne extrag. Asta a fost, de exemplu, într-adevăr. Asta a fost și unul din, probabil, cele mai importante motive pentru care Imperiul Hun cade foarte repede după moartea lui Attila, din cauza că populațiile erau atât de înrobite încât există o foarte puternică și rapidă, să zic așa, împotrivire împotriva hunilor și hunii dispar foarte rapid ca și forță politică. După hun vin goții. Goții sunt mai bine organizați. Avem un regat gepid pentru aproximativ Măricel. Cât România, are 100 de ani. Da.
dar care tot România, nu a lăsat, dar care tot nu a lăsat urme în genetică. Există, nu, din cauza că este o elită conducătoare, războinică, care conduce, care într-adevăr extrage taxe de la populația, de la populația rurală. Se mixează cu populația locală sau rămâne... Eu cred că ceva s-a mixat, dar proporția este atât de mică în populația locală autohtonă, în așa fel încât nu lasă urme. Ca să nu mai vorbim că după aceea, când vin noi migrații, de noi populații migratoare, de foarte multe ori aceste populații, aceste elite conducătoare, de multe ori se mută complet și migrează în altă parte. Acum migrația e un pic invers, nu? Acum vine din nordul Europei către noi. Goții au venit din nord. Mai vin celții. Dar după aceea... Bine, celții au venit mult mai devreme. Celții au venit practic în timpul populației dacice, practic. Asta m-a interesat, dacă și ei au lăsat, că sună frumos așa, celții. Da. Au lăsat urme aici. Deci, din punct de vedere material categoric, celții în Transilvania, mai ales o civilizație foarte dezvoltată pentru perioada respectivă. Din punct de vedere tehnologic, au contribuit la dezvoltarea teritoriilor locuite de daci, dar probabil din punct de vedere al numărului erau încă mici, mic. Și, din nou, ca la romani, erau mult mai apropiați genetic. Erau mult prea apropiați genetic față de daci ca să ne putem noi da seama să-i diferențiem foarte ușor. Deci nu suntem pui de scoțieni. Deși sună într-un fel aici, am avut o civilizație celtică, doar au trecut. Am avut. Da. Și apoi, continuăm. Vin peste noi celelalte populații migratoare. Deci, și vine momentul când vin slavii. Când vin slavii. Slavii au avut spre deosebire de celelalte populații, slavii au avut o importanță crucială în formarea acestei părți de lume. Din Europa de Est, practic, atât nordul cât și sudul. Deci în sud, la noi, avem multe populații slavice, bineînțeles, în nord avem polonezii, cehii, slovacii și așa mai departe, spre est, rușii, ucrainieni și așa mai departe. Deci, practic, Europa de Est, la începutul evului mediu, se slavicizează. Noi ce facem cu slavii? Deci, slavii au un rol foarte important pentru formarea poporului român, practic. Ei migrează și devin o componentă importantă a demografiei pe teritoriul țărilor române, în special în Moldova și Valahia, și către sfârșit pătrund și în estul Transilvaniei, dar în Transilvania reușesc mai puțin să pătrundă. Ceea ce este important de realizat, slavii au o cultură materială mult mai înapoiată față de populația autohtonă, deci din punct de vedere tehnologic, populația autohtonă era mai înaintată, deci din acest punct de vedere poate să reziste cultural oarecum mai ușor, dar din punct de vedere al numărului, slavii sunt foarte mulți. Deci slavii trăiesc câteva sute de ani bune pe teritoriul care este țările române, după aceea în sudul Dunării și așa mai departe, să nu uităm, avem țaratul bulgar, în care este durează un țarat românoslav, practic, foarte în care asănești. Cum au putut coexista aceste două popoare care aveau limbă diferită? Limba vlahă nu avea nicio legătură cu bulgara. Cum de-am reușit să fim noi prieteni, să facem un imperiu? Bine, de ce nu, în ultima instanță? Este foarte artificial să spunem că nu ne-am putea înțelege. În principiu se poate. Slavii au în același timp în câmpia panonică până la venirea maghiarilor, se formează ceva mai târziu, are loc o simbioză slavo-avară, practic. Deci avem canatul avar, care are centru de putere în Panonia și care pentru câteva sute de ani este unul din cele mai importante state din Estul Europei. Deci slavii au avut simbioze cu multe popoare din estul Europei, printre care și populația romanică de pe teritoriul României și aduc un aport important inclusiv în vocabularul limbii române. 30% din vocabularul limbii române este slav. Fondul rămâne latin, dar sunt multe împrumuturi și de la slavi și probabil că influența ar fi fost și mai mare a slavilor dacă nu ar fi avut loc invazia cumanilor.
în momentul când are loc invazia cumanilor care ocupă Moldova și, și Muntenia, probabil că o bună parte din, din populația slavă este împinsă de, de presiunea cumană la sud de Dunăre, practic. Să vorbim un pic despre cumani. Aici da. E teoria lui Neagu Giuvara. Hai să o dezvoltăm un pic și mă interesează dacă cercetarea care a început acum 20 de ani oferă răspunsuri la acea, să zicem, această ipoteză. Și în ce sens oferă niște răspunsuri? Cine deci, sunt cumanii și ce au reprezentat ei pentru istoria sunt, noastră? Da, cumanii sunt o populație practic de origine turcică care vine din Asia și marea majoritate se stabilește practic în nordul Mării Negre, dar ramura lor cea mai de vest, cumanii negri, deci cumanii albi erau în nordul Mării Negre, cumanii negri vin până în ceea ce va deveni România mai târziu, se stabilesc mai ales în Moldova și Țara Românească și ei vor avea un rol important în sensul că din cauza lor într-adevăr este o presiune pe populațiile slave care în mare parte din populațiile din Moldova și Țara Românească se mută mai ales înspre sudul Dunării unde vor întemeia mai târziu statele slave din sudul Dunării. Cumanii sunt o populație conducătoare, din nou o elită conducătoare. Ei vin peste, sunt o aristocrație războinică. Aristocrație, într-adevăr, și care eu nu pot să exclud că posibil a avut un rol în formarea anumitor nuclee statale medievale timpurii pe teritoriul României. Hai să vorbim despre ele, pentru că vorbim despre nume care vin de la această populație. Categoric. Și este o teorie care spune că avem conducători de țară cumani? Putem spune asta? Sau e doar o speculație? Cu greu. E doar un nume care n-a rămas. Nu, este un nume în același timp. Este și un sâmbure de adevăr categoric, dar este greu de spus. Basarab? Deci noi am făcut inclusiv o cercetare cu românii cu numele de familie Basarab. Așa, povestește despre că e interesant. Ați luat 30 de români cu numele... Cred că mai mulți, 40 sau 45 sau așa. Pe care îi chema Basarab. Deci am luat cartea de telefon, practic. Cum asta? Uite că chiar nu scrie în carte. Deci am luat cartea de telefon și am sunat, cred că vreo 100 și ceva de familie am găsit și le-am explicat și oamenii au fost foarte de treabă și foarte interesați. Oh, ce interesant! Cuman, sigur. Sunt cuman. Bine, dar sunt nu numai Basarab, dar de exemplu numere Coman, Comănescu și așa mai departe. Deci sunt și multe sunt multe cumane, sunt multe nume cumane. Deci că au avut un anumit impact și așa mai departe este categoric corect. Dar foarte interesant din punct de vedere genetic. Deci noi ne-am uitat la familiile cu nume de Basarab din România dacă au un semnal asiatic, practic, în genetică. Vorbind în de cumani care sunt migratori mai târziu. Și ar fi putut să lase o urmă genetică. Și ne-am gândit că dacă sunt români care au o urmă genetică cumană în ADN-ul lor, ar trebui să fie cei pe care îi cheamă Basarab. Deci cam asta a fost logica. Concluzia a fost absolut nici un fel de urmă asiatică în cei pe care îi cheamă Basarab. Deci ei același genetică cu ceilalți români 100% fără niciun fel de diferență. După aceea au fost publicate unul sau două studii în care urme de ADN cuman din diferite perioade istorice ale migrației lor sunt cercetate istoric. Același lucru s-a făcut cu maghiarii, de fapt, și se vede foarte clar. Primele morminte cumane și primele morminte maghiare ale primilor cuceritori cumani și maghiari au categoric caracteristici asiatice. Cu cât nobilimea și aristocrația cumană și maghiară înaintează în timp, în următorii 100-200 de ani, devine din ce în ce mai europenizată și dacă analizăm, sunt analizate schelete cumane, de exemplu din Ungaria, care sunt câteva sute de ani mai târziu, cam în aceeași perioadă istorică când cumanii erau în țările române, practic erau europeni complet. Deci ei spuneau cumani,
aveau niște obiceiuri aristocratice și așa mai departe, dar erau deja complet asimilați din punct de vedere genetic. Asimilarea aceasta genetică se datorează faptului că se nasc tot timpul generații în același loc. Și se, în ce sens se modifică această structură asiatică versus europeană? Structura asiatică și europeană se modifică în felul următor. Ești un trib care cucerește, să zic, o regiune în care sunt sate și care aveau conducători, conducătorii satelor și așa mai departe. Să zic, ești un conducător cuman. Și în ultimă instanță, tu ca și conducător cuman și trăiești în mijlocul românilor, tu vrei în ultimă instanță să fii în relații bune. Nu poți să trăiești într-un continuu război, fiindcă n-ai niciun interes. Tu, în ultimă instanță, ca și aristocrat, primești niște taxe de la țăranii români, n-ai niciun interes nici să-i omori, ai tot interesul ca ei să-ți poată plăti taxele și așa mai departe. În același timp, ai nevoie de aliați ca să poți controla această populație. Tu reprezinți probabil 5% din populația respectivă maxim și da, ai armele și te poți lupta toată ziua, dar e mult mai bine să nu fie nevoie să o faci. Deci ce faci? Întotdeauna, în epoca medievală și în toate epocile istorice, matrimoniul de alianțe se face întotdeauna. Deci tu ce vei face dacă ești prinț cuman? Te măriți cu fata unui conducător de sat român. Copiii tăi vor fi jumătate-jumătate, care la rândul lor, din cauza și ei, se vor căsători cu un altul și așa mai departe și în timp se diluează. Bagajul genetic al cuceritorului se diluează tot mai mult în bagajul genetic al populației majoritare autohtone. Deci noi am avut tot timpul acest avantaj al faptului că am stat aici, așa cum se spune despre noi, pacifiști, nu tot timpul, dar noi am asimilat pe toți. Este o realitate. Deci ei au venit, ne-au cucerit, da. Dar până la urmă au trebuit să se integreze ușor, ușor și au devenit... Bineînțeles. Dar numele ți-l poți păstra, fiindcă tu ești foarte mândru, tu ai cucerit... Tu ești cuman. Și tu ești cuman. De fapt, ai sânge de român. Te cheamă Basarab și ești mândru de numele tău și îți vei ține numele și așa mai departe. Dar până la urmă, dacă e să te uiți, ești 100% român. Hai să vorbim un pic despre maghiar, că e foarte important. Pentru că avem o țară care împarte populație și cu populația maghiară. Maghiarii au fost niște migratori speciali. Hai să povestim un pic despre ei. Cum au venit și cum s-au așezat și care a fost influența lor asupra românilor. Să vedem dacă a cucerit pe cine din punct de vedere genetic sau dacă pur și simplu n-a cucerit nimeni pe nimeni și suntem din ce în ce mai la fel. Ca să sfârșim cu sfârșitul, sunt absolut la fel, ca să fie foarte clar. Știu, dar deci, vreau să dezvolți un pic. Da, sigur că da. Deci, pentru că avem această discuție, da? Română-maghiară. Da. Deci populația maghiară migrează cu ceva mai bine de 1000 de ani în urmă, la sfârșitul primului mileniu și vine din vestul Siberiei, practic, din jurul munților Urali. Are câteva... Din nou, populația asiatică. Este o populație asiatică. Pur asiatică. Da, este o populație asiatică. Cu aceste gene asiatice. Vest-siberiană. Pure. Da, da. Dar ei, să nu uităm, ei nu ajung, la fel ca ceilalți, cum discutam înainte de migrațiile populațiilor, nu ajung într-o perioadă de 5 ani, să zic, de la Ural până în Panonia. Deci ei și ei au anumite stații în care se opresc și își formează state pentru o perioadă scurtă de timp de-a lungul migrației. Deci și lor le trebuie vreo 200 de ani să ajungă practic din Ural în Panonia unde se... Și în această perioadă ei deja încep un proces de europenizare. Deci, când intră deja în Europa, deci ei când au cucerit Panonia deja nu mai erau 100%. Încă exista o componentă asiatică puternică, dar nu mai era deja 100%. Și deci ei cuceresc rămășițele canatului Avaroslav și așa mai departe. Centrul de putere devine, ei sunt o populație extrem de războinică, maghiarii, deci în momentul când... Au speriat practic Europa, deci ei ajung până în nordul Italiei și în sudul Franței. De la Hun nu se mai văzuse așa prăduitori și așa cuceritori cum au fost maghiarii, deci cuceritorii maghiari au fost extrem de succes la început, după aceea vor înregistra și ei la rândul lor
înfrângeri, bineînțeles, de la, din partea celorlalte state feudale europene și se fixează până la urmă și se așează definitiv în câmpia panonică. Se fixează în câmpia panonică de unde vor duce campanii practic de cucerire, dar pe o arie mult mai restrânsă. După anul 1000, s-a creștinat Ștefan? Sau după. Adică luând standardul creștinismului, merg să cucerească pe români. Da. Deci și pe români, nu doar pe români. Și pe români, nu numai pe români, bineînțeles. Durează și cucerirea, să zicem, Transilvania, este foarte treptată și are... Fac deal-uri, pe unii cuceresc Farca și Ioan, cu alții, pe altora le lasă. Categoric. Senezlau, Litovoi, îi lasă regatele lor, băi. Absolut. Ne înțelegem. Adică e o luptă mixtă. Este un proces gradual care inclusiv anumite părți ale aristocrației românești consideră că este mai avantajos să facă parte din aristocrația maghiară și trece la catolicism și așa mai departe. Să nu uităm Iancu de Hunedoara și fiul său Matei Corvin mai apoi. Deci sunt multe exemple de... Transilvania este practic cucerită de maghiari, se încearcă practic cucerirea și teritoriilor extracarpatice, inițial cu parțial succes, fiindcă sunt anumite cnezate și voievodate care sunt vasale coroanei maghiare, dar până la urmă au loc conflicte, după cum știm, și statele românești care se vor forma apoi în sud, Țara Românească și în est, Moldova, vor deveni independente de coroana maghiară. Ele erau inițial avamposturi pentru apărarea regatului maghiar. Da, inițial erau avamposturi, dar mă rog, este greu de acum de spus complet, este un peisaj complex practic care are loc în Oltenia, este un nucleu puternic, să zic, protostatal românesc, care nu reușește practic să fie în niciun moment cucerit complet de coroana maghiară. Bine, noi știm că Oltenia e ceva special, adică de acolo s-au retras și Habsburgi, adică au zis nu putem. Știi că e singurul teritoriu pe care l-a abandonat Habsburgii. Nu, bine, Oltenia a avut și în cadrul o autonomie foarte puternică și în cadrul țării românești, practic în momentul când Basarab și inclusiv și urmașii săi deci formează, să zic, Țara Românească și Muntenia, practic urmașii lui Litovoi și Oltenia acceptă de bunăvoie unirea practic cu teritoriile din Muntenia, cu condiția unei anumite autonomii a Olteniei. Să nu uităm banul Olteniei, care este cel mai important dregător în Țara Românească pentru foarte mult timp, practic. Deci ne maghiarizăm sau nu? O anumită componentă mai ales a conducătorilor români din Transilvania categoric se maghiarizează. Deci și genetic avem, preluăm sau cine preia de la cine și cât? Sau bine. Cum? Se preia ceva? Încă o dată. Bineînțeles că se preia, dar cel mai mult se preia de către maghiari din nou. Ei preiau de la noi din punct de vedere genetic. Nu în sensul în care devin români, ci devin europeni, în acest sens. Ei devin europeni, deci nu vorbesc că ei preiau de la români sau așa ceva. Deci ei, în momentul când cuceresc Panonia și își întemeiază regatul maghiar în Panonia, în Panonia exista deja o populație autohtonă, intră în contact, bineînțeles, cu populațiile din jurul lor. Deci, inclusiv în ultima parte a maghiarilor cuceritori, când se analizează genetic acele rămășițe umane, ele sunt aproape 100% practic europene. Deci, maghiarii devin europeni în acel moment. În momentul când Transilvania este cucerită de către maghiari, maghiarii sunt deja populație europeană, nu mai sunt populație asiatică. Deci, Transilvania nu este cucerită de o populație asiatică, Transilvania este cucerită de o populație maghiară europenizată. Asta voiam să te întreb, că nu scrie în carte. În acest moment maghiarii mai au componentă asiatică? Foarte mică. Există. Foarte mică. Există, noi nu dar avem. Mai mică. Noi nu mai avem. Adică nu mai avem. Pur noi simplu, nu am timpul avut, a practic, fost da. Prea lung am încât prea să lung. Mai păstrăm. Da. Mai departe avem... Ne păstrăm, să zicem, specificul, continuăm prin istorie. Cine mai vine peste noi?
ca să ne complice... După maghiari? Da. După maghiari, bine, cumanii au venit și apoi vin hunii. Practic, hunii au fost importanți în sensul că au distrus, practic, regatul cuman, ceea ce a dat posibilitatea înfăptuirii, să zic, punerii bazelor unor state românești, practic. Dar tătarii. Nu hunii. Așa. Nu eram tătarii. Tătarii. Deci tătarii la 1241, marea invazie mongolă și așa mai departe. Deci tătarii vin, dar ei au o influență la fel de mică, practic. Dar Dobrogea a făcut parte tradițional de această zonă. Ei sunt mai asiatici? Putem spune că în ADN-ul dobrogeanului e mai asiatic decât ADN-ul, nu știu, nu, foarte puțin în momentul ăsta. În momentul ăsta foarte puțin. Dacă făceam aceste studii genetice, probabil în jur de 100-200 de ani în urmă, da. Fiindcă în momentul... Dobrogea n-a făcut tradițional parte din România. Deci trebuie să fim... Nu. Foarte... În perioada medievală, Dobrogea n-a fost parte din România. Deci ea devine parte din România mult mai târziu, practic. Dar populația nu are relevanță în genetic, pentru că populația putea să fie... Da, populația putea să fie, dar nu era, inclusiv, dar nu era inclusiv populația românească. Deci în momentul când Dobrogea devine parte a României, din câte știu eu, la sfârșitul primului război mondial și așa mai departe, la începutul practic secolului 20, este populație turcă, acolo este populație bulgară și așa mai departe, dar și este și o populație română, dar este în minoritate categoric. Hai să vorbim un pic despre asta, dacă tot am ajuns aici. Ce se întâmplă cu declinările românilor, megleno-român, aromân, ce sunt ei și de ce și unde s-au dus? Da. După părerea mea, deci chiar genetic. Dacă cineva mă întreabă pe mine care e părerea mea, bine, probabil că istoricii știu mult mai bine, sigur știu mult mai bine decât genetic, mine. Genetic, am zis, măcar. Dar genetic. Deci, bine, genetic nu este absolut nicio diferență. Nicio diferență. Din punct de vedere istoric, ce cred că s-a întâmplat, noi vedem din cauza, practic, slavicizării peninsulei balcanice, noi vedem Dunărea ca pe o graniță, ca pe o limită a romanității între noi și populațiile slave din sud, bulgare, sârbe și așa mai departe. Dar, dacă ne uităm înainte de migrația slavă, noi trebuie să vedem, după părerea mea, Dunărea ca o coloană vertebrală a romanității din estul Europei. Asta scrie în carte și mi-a plăcut foarte mult. Este o altă perspectivă asupra Dunării. Nu e o barieră, dimpotrivă. Nu. Și primii pași ai formării poporului român, după părerea mea, cred că s-au format pe ambele malurile ale Dunării. Fiind parte din Imperiul Roman, aceleași entități statale, vorbind aceeași limbă, aceleași tipuri de populație, nu există niciun motiv să credem că practic primii pași ai formării poporului român, populațiile dacoromane și așa mai departe, trebuie să se oprească la un râu. Au fost și de cealaltă parte. În schimb, în momentul în Bulgaria, în Serbia, simțim. Dar în momentul, bineînțeles, când există populația demografică a migrației slavilor, care migrează în numere foarte mari în Bulgaria, Serbia și așa mai departe, ele împing practic componenta romanică și latină care exista până în acel moment la sud de Dunăre, îi împing în munți. La fel cum noi am fost împinși spre Carpați în nord, ei au fost împinși în sud, în munții Epirului și în nordul Greciei. Aceștia sunt, să zicem, urmașii nu neapărat ai românilor, dar ai populației romanizate. Da. Deci putem denumi megleno-români și alte declinări, populație romanizată care vorbea. Este romanitatea. Este romanitatea, este romanitatea estică. Romanitatea estică a fost la nord de Dunăre și a fost la sud de Dunăre. Și ea se duce către Macedonia ca să-și găsească acolo un loc de unde să-și găsească pace. Practic romanitatea care există o întâlnim peste tot și formează nucleele viitoarelor populații moderne în munți, practic, fiindcă sunt din punct de vedere al reliefului, regiunile unde este cel mai ușor să te adăpostești. În moment când vin avarii peste tine, vin hunii, vin goții, vin tătarii și așa mai departe, ce făceau toți românii? Își luau ce aveau și se duceau spre munte, unde se adăposteau. Deci, sunt niște
pre-români, proto-români. Da, proto-români, nu sunt români care au români, plecat. Nu sunt români care dar au plecat. Dar e ceva ce era o populație asemănătoare cu populația din nordul Dunării. Eu cred că da. Care ulterior devine poporul român. Da. Aceștia sunt ceva ce n-a apucat să devină neapărat poporul român. Nu dar, apucat, este dar este foarte apropiată, apropiată. Fiindcă dacă ne uităm și la limbă, totuși nu este aceeași limbă, dar este un dialect. Este sună. Aceeași, sună, dacă ne uităm, dacă te chinui, începi să înțelegi, practic. Da. Când citești da, mai ales. Da, când citești mai ales, așa da, este. Când citești mai ales. Deci sunt populațiile celelalte părți ale romanității estice și ei au avut ghinionul că nu au putut să-și formeze practic state care să protejeze cultura și limba. Și au rămas practic ca o populație de sine stătătoare, dar fără în cadrul nepolitic. Nepolitic. Și problema cea mai mare a devenit în momentul când națiunile europene încep să se construiască în urmă cu 200 de ani și națiunile europene devin naționaliste și izolează aceste grupuri. Încearcă să-și impună foarte puternic limba la celelalte populații care trăiesc pe teritoriul țării respective. La fel cum Franța, de exemplu, acum 200 de ani, la începutul secolului XIX, doar 30% dintre francezi vorbea limba franceză. Restul se vorbea provențală în sud sau bască în sud-vest sau bretonă în vest. Dar în momentul Republicii Franceze, când a devenit Franța mult mai centralizată, cultura franceză și statul francez a încercat să construiască o cultură unitară, celelalte limbi au dispărut. Întregul sud al Franței, care vorbea provențală, vorbește franceză în momentul ăsta. La fel, în felul ăsta, nordul Greciei, care vorbea vlahă, vorbește greacă. Asta vreau să te întreb acum, pentru că am sărit peste. Care este opinia ta legată de etapa grecească a României? A avut vreo influență cetățile Histria, Tomisca, Latis, care nu sunt aceeași, nu sunt toate aceeași treabă. Unele sunt da. Descendenții din Mileș și ceilalți altă civilizație. Au avut vreo influență? A rămas un nas de genetic, grec? Cum, genetic, nu. Nu, genetic, deci genetic nu. Chiar dacă genetic, au... Nu. Au pus, din punct de vedere cultural, au pus bazele primele, au fost influențe, cred da. Că sunt primele organizări puternice da. De civilizație da. De pe da. Teritoriul României, da. Dar nu e dar nimic din punct mai de vedere genetic. Genetic nimic. Adică a rămas cu niște oale da. Și ulcele la Histria. Da. Da, dar să nu uităm în același timp că grecii și românii sunt genetic foarte apropiați unii de alții, deci și dacă ar fi existat, ne-ar fi foarte greu să ne dăm seama. Dar din punctul meu de vedere, noi. Cred că nu, da. Suntem noi, adică și noi cei suntem la fel de europeni. Da. Continuăm în istorie, am ajuns, ne dezvoltăm. Hai să vorbim despre această populație. Acești migratorii nerăzboinici, care sunt romii. Da. Și care este o discuție întreagă, apropo de genetică. Da. Și un capitol separat pe care l-ai legat de romi. Hai să vorbim un pic despre ei, pentru că este foarte important ca discuție în societate. Pentru că vorbim de multe clișee. Vorbim de multe clișee vechi, clișee noi, temeri, lucruri care nu se știu din punct de vedere științific. Hai să elucidăm științific care este legătura între români și romi și populația migratoare de romi. Trebuie să trecem prin istorie. Da. Pentru că asta mi-ai spus și la început. Da, eu sunt medic, dar fără istorie nu pot să fac nimic. Adică nu pot să fii genetician fără să știi foarte bine istorie. Hai să vorbim un pic partea istorică, ca să știm cine sunt romii, cum au venit aici și ce înseamnă cine pe cine a asimilat, cine pe cine va asimila, pentru că e foarte interesant ce am citit. Și nu vorbim doar despre romii din România. Da. Și concluzia capitolului tău pentru mine a fost senzațional. Da. Deci, bine, romii sunt aduși, ei au originea în Punjab, în nord-vestul Indiei. Cum și de ce au plecat nu se știe exact. Sunt diferite teorii, sunt chiar povești frumoase. Legende, am văzut. Legende și așa mai departe. I-au chemat pe toți cei cu lăuta și cumva au făcut un neam de cântăreți. Da. E o mit, da. Drăguț deci, așa. Deci, mă rog, deci nu se știe exact. În orice caz, ei sunt, ei au avut și ghinion, deci ei sunt folosiți practic ca populație înrobită de mai multe popoare, sunt aduși și mutați din loc în loc. Ei vin robi, practic. Deja vin. Bine, nu erau robi când au venit, dar în multe din părțile unde au fost,
au fost înrobiți în multe din regiunile în care sau au acolo ajuns. Acolo unde au rămas au fost înrobiți. Da, da. Iar cei, așa și cum da. Cei care au ajuns la noi au fost înrobiți. Deci la noi ajung, deci se ajunge prin Imperiul Bizantin și la un moment dat ajung în țările române și foarte rapid, foarte rapid în țările române avem, când avem mențiuni de robi în documentele feudale ale țării românești și mai apoi ale Moldovei, robii sunt menționați ca, romii sunt menționați ca robi, satele de rom sunt dăruite unei mănăstiri tot sau timpul sau sunt formă de donație. Dar câte 35 de corturi, 40 da. De familii. Dar la început practic probabil că așa zisele donații și mai departe erau mai mult din punct de vedere fiscal, în sensul că o mănăstire avea dreptul să ia taxele la anumite familii de robi. Și așa mai departe, deci nu era o proprietate, dar în timpul evului mediu și trecând prin evul mediu târziu și așa mai departe, această proprietate fiscală asupra taxării robilor se transformă tot mai mult în proprietate, în sensul pur de proprietate și romii devin robi, la un moment dat devin legați de boierul la care erau și așa mai departe. Aici devine de asemenea diferența crucială din punct de vedere genetic dintre rom și celelalte mari migrații care au venit pe teritoriul României, fiindcă celelalte mari migrații vin ca și cuceritori. Deci populația autohtonă are tot interesul și dorește să se integreze sau să devină, să zic, familie cu populația conducătoare și așa mai departe, care duce de fapt la asimilarea populației respective. Datorită faptului că romii aveau o poziție socială dezavantajată puternic față de populație autohtone, inclusiv la un moment dat, robii și copiii de robi devin, își pierd libertate și așa mai departe, dorința populației autohtone de a se amesteca, să zic, cu romii este mult mai mică față de populațiile de mai devreme. Din și mai avem cauză, o excepție, așa da. Și din această cauză asimilarea romilor față de celelalte populații care migrează în Europa este mult mai atenuată față de ce am văzut înainte. Cu toate acestea, nu înseamnă că nu a existat. Și dacă ne uităm, inclusiv în momentul acesta, la bagajul genetic al romilor, el este populația din Europa care categoric are cele mai puternice rămășițe, să zic, asiatice, dar chiar și în populația romă, deja în jur de 60-70% este populație europeană și numai 30-40% este încă populație cu bagaj asiatic. Aici mai este ceva și de aceea îi face pe ei să fie o excepție. Ei practicau totuși căsătoria între ei. Este un alt motiv pentru este care... Este un motiv important. Categoric. Motiv important pentru care ei au rămas cu această genetică proprie care Absolut. Îi diferențiază. Absolut. De tot, deci ei sunt cel mai diferit grup genetic în Europa față de toate celelalte popoare. Sunt cel mai altfel... Din punct de vedere genetic, bine, să nu uităm migrațiile recente, fiindcă dacă ne uităm la migrațiile recente din ultimele 50 de ani, în momentul ăsta în Europa avem multe populații asiatice, avem multe populații venite din Africa și așa mai departe, care sunt mai diferențiate decât populația romă. Dar ca grup, ca mărime... Se compară, fiindcă să nu uităm că sunt populații unde sunt țări unde 10-20% din populație este născută în altă parte, deci inclusiv în țările vestice avem, nu știu exact ca să spun așa, proporția de populație, dar sunt convins că populația de origine africană în Regatul Unit sau în Franța deja este, depășește populația romă din țările respective, categoric. Dar ai mai scris un lucru interesant, că populația de romi din vestul Europei este mai europenizată decât populația de romi din est. De ce? Pentru că au fost mai deschiși la asimilare vestice, le-au oferit alte condiții. În ultimele sute de ani, în evul mediu timpuriu nu a fost mai bine, categoric, dimpotrivă probabil a fost
Mai rău? Mai rău decât la noi. Ce sens? Mai rău decât... Intoleranța în vestul Europei era mult mai mare, să zic, în evul mediu timpuriu, să zic, la 1400-1500 era intoleranță religioasă mult mai mare decât era în estul Europei, intoleranță rasială și așa mai departe. Am citit istoria romilor, se plimbau prin sate, tot veneau cu farmece, cu oglinzi, dar probabil că da, încerc să-mi închipui cât de mai rău putea să fie față de românii unde erau robi. Din câte am citit eu, dar acum, ca să nu zic prostii, mi se pare că erau inclusiv legi anti-rome în Elveția. Sigur erau, deci erau legat mult mai puternică. De sate și de orașe. Erau mult mai prezența lor decât... nu era permisă da. Decât cu... Da. Ce deci, trebuia să ceară un accept. Deci erau mult mai puternici. Deci în evul mediu timpuriu era mult mai rău. Dar... Din cauza aceea s-au așezat mult mai mult în estul Europei, inițial. Dar mai târziu, dacă e să ne referim la ultimii 200-300 de ani, populația a fost mult mai deschisă decât... Și de aceea sunt mai europeni în partea de vest și mai, da. Să zicem, mai puțin... Dar dacă se urmărește inclusiv în țările Europei de Est, ei devin mult mai europeni, tot mai mult, inclusiv asta în țările Europei de Est. Asta înseamnă că dinamica spune că se europenizează... Se vor europeniza tot mai mult, da. Care este... Să zic, preponderența. Și acesta este un lucru bun pentru toată lumea. Adică este un lucru natural. Nu există. Dacă cineva nu vrea, nu trebuie să fie nimic obligatoriu, să zic așa, că nu este că nimeni nu are obiectivul de a transforma o populație într-o populație europeană. Dar, nu, pur și simplu e de la sine. Pur și simplu este de la sine, la fel cum orice altă populație, la fel cum, să zicem, populația germană care a venit în România a fost parțial asimilată, la fel ca românii care migrează în America, să zic, vor fi asimilanți acolo. Deci este absolut un lucru normal și de așteptat în orice fel de interacțiune între populații. Aici perspectiva ta care decurge din carte e foarte importantă pentru romi și pentru percepția publicului. Deci asimilarea între aceste două popoare este în sensul europenizării romilor și nu neapărat a trecerii de la romi, a genelor rome către români. Asimilarea este în acest sens, adică către Europa. Deci este nu numai o asimilare, fiindcă asimilarea este și un lucru, poate fi și un, să aibă o conotație negativă în sensul că noi îi asimilăm. Nu, este o contopire. Deci, categoric este, și noi luăm de la rom și romii iau de la noi. Dar este pur și simplu un lucru de număr și de genetică. Este ca și cum amesteci culoarea roșie cu culoarea galbenă ca să faci portocaliu. Ei bine, dacă amesteci jumate, faci portocaliu. Dar dacă ceva este, pui 90% roșu sau 95% roșu și pui 5% galben, este doar o nuanță ușor mai deschisă de roșu. Deci, dar nu înseamnă că se pierde culoarea respectivă. Nu, ea rămâne acolo. Ea rămâne acolo. Deci trebuie să privim tot acest lucru pozitiv. Pozitiv. Trebuie să luăm toate lucrurile astea pozitiv. Noi ne contopim unii cu alții, luăm unii de la alții, dar pur și simplu numerele sunt de așa fel încât sunt mult mai mulți europeni decât romi, sunt mult mai mulți români și așa mai departe. Iar romii care trăiesc în România sunt deja 70% europeni, deci nu ai cum să transformi din... Deci trebuie făcut o socoteală. Depinde acum de datele care sunt, unele zic așa, unele zic așa, să luăm o cifră, să zicem 5% sunt romi, din care 70% sunt deja europeni. Cum poți să înlocuiești atunci o structură genetică europeană cu o structură genetică asiatică? Este imposibil, practic. Dacă genetician, asimilarea, în ce sens e pozitivă? Și în ce sens ar putea fi negativă? Și îți dau un exemplu ca să fie mai clară întrebarea. Eram noi mai rezistenți, nu știu, dacă rămâneam, să zicem, mai orientali, eram mai rezistenți la anumite boli, sau aveam culoarea, sau aveam înălțimea X, sau aveam... te întreb ca genetician, genetician și ca umanist, care este concluzia asimilării? Nici măcar ca umanist. Și dacă aș privi din cel mai bine, eu sunt ca om și sunt... Dar inclusiv dacă eu aș fi cel mai egoist român din lumea asta, să zicem, că aș fi cel mai egoist din lumea asta, eu mi-aș dori
din punct de vedere științific, ca românii să se amestece cât mai mulți cu cât mai multe alte popoare. Fiindcă din punct de vedere genetic, vitalitatea unei populații, începând de la rezistența la infecții până la inteligență, este cu cât este o populație mai diversă și mai amestecată, cu atât e mai bine. E o concluzie foarte, o așteptam, dar ai formulat-o. Nu aveam înainte de acest interviu, nu te las. Mai am câteva lucruri pe care, chiar dacă ai tras o concluzie pe care, acum, deci pe loc, mi-a venit această întrebare, pentru că nu știu, acum știu. Deci asimilarea egal pozitiv, egal bine, egal evoluție. Amestecul nu e bun, nu e... Amestecul este crucial. Deci dacă rămânem închistați undeva, o populație rămânem închistată în rămâne în urmă. O populație care asimilează, se asimilează. Categoric. Evoluează. Știți cât la sută, din populația Romei era latină în momentul de apogeu al Romei și cât la sută era străină? Din imperiu? Nu, din populația Romei. Din populația Romei. A Romei. Nu știu. 80% era externă, 20% erau autohtoni. Dovadă că orașele care au această disproporție, New York, Londra, sunt cele încă mai... n-au ajuns la Roma. Nu, n-au ajuns. Deci Roma, care era, să zic așa, amestecul, chintesența amestecului, Imperiul Roman, din ce cauză a reușit Imperiul Roman să reziste 2000 de ani? Din cauza toleranței și faptul că a construit în diversitate, nu din cauza că i-a omorât pe toci ceilalți. Nu pentru că i-a plăcut, ci pentru că i-a preluat, i-a pus la aceeași oală și a luat tot ce era mai bun de la toată lumea. Deci e bine că am avut o diversitate în această țară. Cu regret trebuie să spunem că am avut o diversitate majoră. Da. Din păcate, naționalismul, și nu vorbim de ultimii ani, care sunt ăștia striști pentru că n-au nici măcar vreo bază ideologică decât prostia. A existat un naționalism la începutul secolului care și-a dorit să uniformizeze România, să-i facă pe toți români. Românizarea, cred că a fost și un minister la românizării, a fost o tragedie, nu? Deci încercarea de a asimila populațiile care au ajuns între granițele României mari au trebuit să fie asimilate ca și era concepția. De fapt, o mare greșeală, nu? Categoric. Trebuia să ne păstrăm dată, împreună, să ne facem pe toți români. Da, deci ca să ne întoarcem încă o dată la asimilare, fiindcă asimilarea are o conotație negativă. Noi nu trebuie să asimilăm pe nimeni, practic. Contopirea populațiilor are loc de la sine. Că vrem, că nu vrem, are loc de la sine, nici nu trebuie să ne batem cap cu ea. Fiindcă așa suntem noi oamenii și așa o să fie întotdeauna. Că dacă te îndrăgostești de cineva și omul respectiv vorbește altă limbă, nu mai contează că vorbește altă limbă. Este cunoscut inclusiv la lingviști că cel mai ușor fel să înveți o altă limbă este să te îndrăgostești de o persoană de limba respectivă. În momentul acela este cel mai ușor să înveți limba respectivă. Deci asta este știut, este biologic, deci n-are nimic de a face. Deci nu trebuie să ne batem capul cu asimilarea, fiindcă o contopire a populațiilor are loc de la sine. Asta este la nivel biologic și genetic. Pe de altă parte însă, bogăția unei țări este bogăția culturilor, bogăția limbilor care este într-o anumită țară și noi trebuie să încercăm să păstrăm și să ajutăm populațiile care sunt, să zic, mai puține decât noi și mai mici în România, să-și păstreze o identitate culturală, fiindcă aceea dă vitalitatea țării, aia dă bogăția țării. Iar a încerca să facem pe toată lumea care trăiește pe teritoriul României să vorbească numai românește și să se poartă ca noi, este cea mai mare sărăcire pe care o putem face. Noi trebuie să ne bucurăm că există, că suntem români, bineînțeles, și să fim mândri și în același timp exigenți cu noi însuși, că suntem români și trăim aici și țara în care trăim în România, dar în același timp trebuie să ne bucurăm că există maghiari și că există romi și că există germani și așa mai departe și să-i ajutăm să-și mențină o identitate culturală, fiindcă aceea este crucială pentru bogăția României. Și ce este trist aici este că scăderea populațiilor minoritare în România nu s-a dat unei asimilări genetice, ci asimilării politice.
sau dezasimilări. Nici măcar populațiile... Nu, populațiile pur și simplu au plecat. Asta vreau să spun. Nemții au plecat datorită politicilor de stat. Pentru bine, că aici a fost și comunismul. A fost și comunismul. Asta vreau să spun. Ceaușescu. O să avem aici un episod. Chiar te invit în la Viva Istoria să urmărești. O să avem episod despre vinderea nemților și a evreilor din România. Na. Toate aceste lucruri negative s-au întâmplat la nivel politic. Deci asimilarea genetică nu este în sensul opresării celorlalte popoare. Am fi conviețuit foarte bine. Bineînțeles. Că se mai căsătorea un neamț cu o româncă și invers, slavă nu s-ar Domnului. Fi schimbat. Bineînțeles. Nu i-am fi asimilat pe nemți. Din păcate exact. I-am asimilat prostia politică. Nu, deci, dacă cineva mă întreabă care este cea mai mare tragedie a României în secolul 20, este pierderea a două populații foarte importante pentru bogăția României, care evrei. Sunt evrei și nemții. Da. Fiindcă noi am pierdut și din cauza aceasta și iară, încă o dată, la țara în care trăim este România și zice România. Dar cea mai mare prostie mi se pare mie să zicem România a românilor, nu a ungurilor sau anumiți extremiști din partea aialaltă să zic că nu, Ardealul e al ungurilor. Este o prostie, este a noastră a tuturor. Noi am trăit și noi și ei am trăit. Și noi și ei am pus umărul să facem ce este acum. Dacă e să ne luăm pe dreptul istoric, cine are dreptul la România? Atunci trebuie ca Etiopia și Tanzania să-și declare război pentru România, fiindcă nu știm exact dacă primii care au plecat și au colonizat practic România au plecat din Etiopia, din sudul Etiopiei sau din nordul Tanzaniei. Deci, dacă e să o luăm pe dreptul istoric, Tanzania și cu Etiopia trebuie să lupte pentru România. Da. Și fiindcă restul, Anatolia... Da. După aceea sunt atâtea alte țări care pot să revendice dreptul istoric. Este un fals drept, nu este adevărat, nu există așa ceva. Vreau să te mai întreb două lucruri. Ai zis la un moment dat, în începutul cărții, că vorbind de cromozom X și Y, bărbat și femeie, nu ai exclus varianta în care, nu știm cum, poate e Adam și Eva. Există, te întreb ca genetician, ca om, ca om. Ar putea exista această posibilitate? Și să fie adevărată scriptura că totul a plecat pentru că avem cromozomul X și da, Y, nu? Da, nu. Bărbat, femeie. Deci, n-ai exclus această variantă. Nu. Deci am exclus-o și n-am exclus-o în același timp. Deci cum să zic? Anecdotic vorbind. Deci categoric întreaba populației umană se trage din o populație. Deci dacă considerăm bărbații din acea mică populație din Estul Africii și femeile din acea mică populație din Estul Africii ca Adam și Eva, da, ei au fost Adam și Eva. Dar este imposibil să fi fost un bărbat și o femeie. Și o femeie. Deci asta adică este imposibil. Dintr-o populație, da, s-a plecat cromozom X, cromozom Y sau și a mers mai departe, dar exclus varianta în care a fost este exclus să fie un bărbat și o femeie, dar este o populație. Și ca să ne gândim așa, este ca și cum ai spune, deci este, și sunt efectiv exemple de sate unde pe toată lumea îl cheamă Ionescu, să zic, dau un exemplu acum. Absolut toată lumea din sat, deci nu la noi, nu sunt, dar sunt câteva exemple în lume, fiindcă numele se ia întotdeauna de la bărbat și deci copiii au întotdeauna numele ăsta. Deci dacă sunt 10 familii și să zic două dintre familii în prima generație au numai fete, dintr-o dată sunt numai 8 nume de familie, corect? După încă două generații, iară numai două familii nu fac decât fete și atunci așa mai departe. Și la un moment dat se ajunge că întâmplător întregul sat îl cheamă Ionescu, fiindcă, mă rog, la un moment dat anumite familii au avut numai fete. Și atunci ai zice, tot satul se trage din Ionescu, primul Ionescu care a fost. Dar nu e adevărat. A fost un anumit număr de bărbați la început, care e chemat de toate felurile, dar întâmplător mulți dintre ei și-au pierdut numele fiindcă au făcut numai fete. De-aia nu înseamnă că întreaga populație se trage numai din Ionescu. Mai am o întrebare. Da. Ca om de știință, cum vezi hazardul ca
start al lumii, al mișcării, al evoluției. Care este valoarea hazardului? Și îți spun altfel întrebarea. Ai scris aici o chestiune, zice așa, mitocondriile sunt mici uzine ale celulei care produc energie și sunt rămășițele unei bacterii aerobe care consumă oxigen, mici, unei bacterii aerobe mici, care a infectat o celulă gazdă anaerobă care trăiește fără oxigen în trecutul îndepărtat. Această bacterie, mitocondria, a ajuns să trăiască în interiorul celulei gazdă, care îi oferă protecție, dar pentru care produce în schimb energie chimică sub forma unei molecule speciale numite ATP. Așa. Și aici revin la o știre din lumea științifică, pe care am citit-o eu și mă obsedează de ceva timp, care vorbește fix de ceea ce ai scris tu, dar aici e și numele întâmplător al bacteriei și spune așa, eu am să citez articolul de presă, da? Nu o să citez un articol științific, ci articolul de presă care mi s-a părut, o să vezi de ce, simpatic. Așa. Pe Pământ există alte două domenii majore ale vieții, bacteriile și arhea. Aceasta din urmă, mai primitivă, fără organite interne, reprezintă domeniul cel mai misterios și interesant, deoarece de câțiva ani se crede că, în urmă cu aproximativ 2 miliarde de ani, un arheon a înghițit un alt microb, l-a asimilat și l-a transformat în prima celulă complexă. Se poate. Faptul că e mai mult decât posibil, dar faptul că a înghițit această bacterie, a înghițit un microb, e un hazard? Cum s-a gândit o bacterie să înghită un microb ca să dezvolte viața? De-aia te întreb, care este hazard și care este funcția hazardului în istorie, după tine ca om de știință sau ca om? Asta este o întrebare foarte grea. Pentru că tot ce scrii tu aici decurge una dintre alta. Da. Plecarea are o consecință, schimbarea temperaturii, se duce mai departe, cauză-efect. Da. Întâmplarea, care este rolul? Întâmplarea are un loc foarte important și pentru genetică, deci este cunoscut. Deci, în ultimă instanță, mutațiile care duc la o ușoară modificare a unei caracteristici au pur și simplu loc din întâmplare. Deci întâmplarea are un loc crucial. Ca să zicem așa, ca să dăm exemplu, iar este întâmplător că numai în Europa există păr blond și nu în alte populații. Pură întâmplare, n-are nimic de a face cu o logică sau așa mai departe. Inclusiv lucruri logice și foarte utile pot să apară din întâmplare într-o populație și într-alta nu. De exemplu, intoleranța la lactoză, deci posibilitatea ca omul adus să bea lapte. Aceasta este o mutație care a intervenit în Europa probabil în jur de 6.000 de ani în urmă și care s-a răspândit în Europa. Și din cauza aceasta, noi, populațiile europene, majoritatea, nu toată lumea, dar majoritatea populației poate să bea lapte fără să facă diaree. Populația din Asia? Nu. Nu. Din întâmplare, acea mutație nu a apărut în Asia. Deci, întâmplarea are un rol foarte important în întreaga viață și cu asta trebuie să ne obișnuim, practic. Deci faptul că totul este cauză-efect nu exclude hazardul. Și crezi în hazardul care a inventat viața, ca să zic așa? Crezi în hazardul acelei bacterii care s-a gândit ea să mănânce? Deci bacteria nu s-a putut gândi. Păi sigur, deci, că n-avea... Deci, din întâmplare, la un moment dat s-au unit două celule între ele și dintr-o dată la una i-a mers mai bine și aia a putut să se multiplice mai ușor. Deci, categoric cred în asta. Pe de altă parte, și acum ne depărtăm foarte mult de genetică, nu mai are nimic de a face cu genetica, practic, sunt la fel de convins că există anumite legi universale foarte de bază, foarte adânci, pe care noi nu le știm încă, care au dus la apariția vieții. Și, fiindcă altfel, eu, din punct de vedere științific, nu pot explica apariția vieții. Și decât prin hazard. Spun? Tocmai că nu cred în hazard. Nu crezi în hazard. Nu cred în hazard. Deci, cred în niște legi foarte profunde pe care noi încă nu le știm. Ce, dăm voie numai să explic. Nu ne grăbim nicăieri. Deci,
Universul la începutul, deci după Big Bang, mă rog, este particule fundamentale și după aceea se formează atomii. Prima componentă la început sunt numai atomi, hidrogen și un pic de heliu. Altceva nu este nimic, practic. Dacă vedem complexitatea Universului imediat după Big Bang și complexitatea, să zicem, în momentul acesta, să luăm Pământul ca exemplu, care deocamdată e cel mai complex corp ceresc pe care îl știm, din cauza noastră, practic, este imens mai mare. Practic, de la sine, Universul s-a organizat în așa fel încât să creeze viață. Ori asta este împotriva legii a doua a termodinamicii. Legea a doua a termodinamicii spune că entropia într-un sistem trebuie să crească. Deci haosul într-un sistem trebuie să crească, nu poate să scadă entropia. Este legea a doua a termodinamicii. Conform legilor fizicii pe care le știm noi în momentul ăsta, viața nu ar fi putut cum să apară. În ce fel se auto-organizează lumea? Practic scade entropia într-o anumită regiune a spațiului. Dacă eu iau, deci iau în momentul ăsta pixul ăsta și aici vedem cerneală. Nivelul de informație în cerneala asta este minimal în momentul ăsta. Este o cerneală care are culoarea neagră și este băgată într-un pix. Și mă apuc acum să scriu sau să desenez. Cerneala asta, dintr-un nivel minim de informație, se transformă din cerneală pe hârtie, care are un nivel de informație mult mai mare. Eu automat, în sistemul în care sunt, contrazic legea a doua a termodinamicii, fiindcă transform, scad entropia foarte puternic, cresc nivelul de informație. Deci, eu nu pot să explic practic apariția vieții care are un nivel de informație incredibil mai ridicat față de supa primordială de atomi de după Big Bang. Nu pot să o explic cu legile pe care le cunoaștem în momentul acesta. Mai mult, și asta știu, deci astrofizicienii care se ocupă de fizică fundamentală și așa mai departe, constantele fundamentale ale Universului în momentul ăsta sunt foarte ciudate. În ce fel ciudate? Sunt mai multe numere fundamentale în Univers care sunt foarte ciudat de propice vieții. De exemplu, dacă interacția dintre forța nucleară slabă și forța nucleară puternică din nucleu ar fi numai cu câteva procente mai mari sau mai mici, nu s-ar putea forma nuclee și nu s-ar putea forma molecule. Dacă anumite proprietăți fizice ale apei ar fi doar puțin diferite, viața nu ar fi putut avea loc. Dacă axa Pământului era înclinată cu 1%, nu s-ar fi putut în unii condiții. Bine, aia încă nu e o problemă, că mai avem destule planete. Planeta, așa, da. Dar eu mă refer la lucruri mult mai fundamentale decât pur și simplu Pământul. Capacitatea de a exista carbon, de exemplu, sau posibilitatea de a forma molecule de apă și așa mai departe, care sunt cruciale vieții. Deci, mai mulți dintre astrofizicienii care se ocupă și cu Big Bang-ul și cu Universul, care sunt mult mai deștepți ca mine și așa mai departe, ei au spus, este ca și cum cineva a înșelat, a ciolit când s-a făcut Universul. Le-a potrivit pe toate în așa. A ciolit. Ce e aia? Asta e, cred că e un ardelenism. Deci a înșelat. A ciolit. Iată valoarea da. Diversității. Da, deci a înșelat cumva când a făcut Universul. În loc să ia toate și să le facă obiectiv, să zic, constant asta o fac așa, 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 că așa e frumos și așa e corect. Nu, dacă o fac așa, nu iese bine, că nu se poate forma viața. O modific un pic în sus și asta la altă o modific un pic în jos și asta o modific așa. Deci, Universul în care trăim, este incredibil de propice vieții. Toate legile fizice pe care le avem sunt extrem de propice vieții, asta una la mână, și în plus de asta, Universul în care trăim se auto-organizează. Deci sunt niște anumite legi pe care nu le știm și care sunt anumite principii fundamentale pe care inclusiv le putem numi Dumnezeu, care duc la auto-organizarea informației în Univers. Deci e vorba de inteligența Universului. Crezi că el are o inteligență care el le-a aranjat, dar în același timp... Eu cred că sunt niște legi fundamentale care duc la apariția inteligenței, fiindcă altfel nu putem explica asta.
Deci nu știm care a fost mai întâi, legea sau inteligența? Inteligența asta care a organizat sau legea care a permis existența inteligenței? Nu știm. Ar trebui să mai cercetăm, dar ne mai trebuie câteva milioane de ani. Slavă Domnului! Cam cum este în această carte, o carte care cuprinde câte milioane de ani? De când începe cartea? Deci cartea începe probabil, ca să zicem așa, cam 2-3 milioane de ani în urmă cu strămoșii primitivi, să zicem așa, Australopithecus și așa mai departe. O istorie genetică incompletă a românilor. Explică-mi și asta cu incompletă și te las. Nu știm încă totul. Nu știm încă totul. Mai sunt multe lucruri de făcut, mai sunt multe lucruri de investigat, sunt inclusiv momente importante, de exemplu epoca dacică și romană, deși este mai aproape de noi, a fost mult mai puțin studiată genetic decât alte perioade istorice mai timpurii. Sunt anumite detalii care mai trebuie studiate, completate și așa mai departe. Aveți câteva milioane de ani dezbătute, descrise, foarte bine. Ți-am povestit asta la început și mai zic și la microfon. Pe la jumătatea cărții a trebuit să mă întorc la copertă și să mai citesc o dată despre tine, pentru că aveam senzația că ești istoric. Descrii într-un mod foarte plăcut ceea ce am învățat în X ani la școală într-o singură carte, care conține și câteva milioane de ani în plus. De aceea este... O carte care trebuie luată, trebuie citită, dacă puteți să faceți și fișe, uitați, eu acum, după ce termin emisiunea, pentru că ieri am primit cartea, o să-mi reorganizez, să pot să pun fișele încă o dată. Deci o să mai fac o dată munca asta pentru că merită. Îți urez succes și să vinzi cât mai multe cărți și să, dacă afli la răspunsul la întrebarea cine a fost mai întâi, legile care au creat inteligența Universului sau inteligența care a dus la... Te rog să-mi spui și mie pentru că sunt foarte curios. Mi-a făcut mare plăcere, îți urez succes și dacă ai lucruri noi despre poporul român, te rog să le scrii, pentru că le scrii foarte bine și mi-a plăcut foarte mult modul în care ne-ai descris parcursul nostru prin istorie și m-ai lămurit la câteva chestiuni esențiale și conflictuale sau discutabile. Și modul în care m-ai lămurit în sensul pozitiv. Am înțeles că asimilarea e bună în sensul în care suntem mai deștepți, mai frumoși, mai, nu zic neapărat mai înalți. Apropo, deci nu prea sunt multe detalii legate de partea fizică în carte. De ce nu e voie sau de ce? Adică n-ai zis că, uite, prin evoluție oamenii au fost mai înalți sau mai... Nu e... Adică românii n-au devenit nici mai înalți, nici mai... Nu bine, e... toate populațiile europene au devenit mai înalte, dar nu e din punct de vedere genetic, este din punct de vedere nutrițional. Deci dieta a devenit mult mai bună. Faptul pentru care populațiile medievale, de exemplu, erau mai scunde și nu numai românii, dar toate populațiile, era pur și simplu dieta foarte proastă. Și, practic, dieta mult mai bună, cu vitamine și așa mai departe, din ultimii sute de ani, din acest motiv crește și înălțimea populației. Mai lămuriți și cu asta. Mulțumesc foarte mult, succes și urmăriți La Mintea lui Tetelu, intrați și pe Patreon, pentru că avem nevoie să fiți acolo împreună cu noi, pentru că vrem să vă arătăm cât mai multe lucruri, să citim cât mai multe cărți și să vă postim cât mai multe lucruri și să aducem oameni cât mai inteligenți. Fiți alături de noi, urmăriți-l pe Mihai Neta, cumpărați cartea, n-o să apucați să mergeți la Bookfest, poate cu mașina timpului, dacă se întorc undeva cu 4 zile în urmă, dar e timp de... puteți găsi cartea în librării și aveți tot timpul din lume, 2-3 milioane de ani, să înțelegeți ce s-a întâmplat cu poporul român. Mulțumesc și succes! Și eu mulțumesc!